O să încep înregistrarea pentru că ce o să discutăm astăzi, o să vorbim foarte mult despre resurse umane, despre tot ce înseamnă funcție publică, asta evident cu un specialist, doamna Felicia Stan. Toată lumea cred că o cunoaște pe Felicia Stan, de 20 de ani, cel puțin 20 de ani lucrează în sectorul public, în zona administrației publice, în zona de gestionare a funcției publice. Așa că mă bucur foarte mult că este alături de noi în dimineața aceasta. Bine ai venit, Felicia! Bine v-am găsit și eu, mă bucur să fiu aici. Da, suntem destul de mulți, Felicia, după cum ai observat, foarte multe persoane, 400 la un moment dat, se mai deconectează, se mai reconectează colegii noștri, dar evident o să vă dăm șansa de a fi alături de noi, pentru că o să înregistrăm aceste sesiuni și odată înregistrate sesiunile vor fi publice pe canalul nostru de YouTube. Cei care ne vizualizează în acest moment pe YouTube o să înțeleagă că am făcut aceste eforturi pentru ei. Da, păi zic așa, hai să începem. Nu știu dacă aveți aplicația Zoom instalată, dar dacă o aveți, cu siguranță ar trebui să puteți deschide chat-ul aplicației Zoom, pentru că acolo am lansat noi un mic chestionar. Vă rog să deschideți chat-ul aplicației Zoom și să vedeți că am pus acolo un chestionar peste care va trebui să dați click și odată dat click, o să vă arate ecranul cam așa. Bun, acum sper că vede toată lumea. Este studiul în care veți lua parte. Veți fi parte unui studiu realizat de Centrul de Formare APSAP în sectorul public, în care vă întrebăm nu foarte multe lucruri, dar ne interesează foarte mult perspectivele pe care dumneavoastră le aveți pentru anul 2024. Ce telefon mobil utilizați, ce platforme de socializare utilizați și așa mai departe. Cât de importantă este formarea profesională pentru dumneavoastră, dar și dorințele salariale care sunt sau nu îndeplinite aici. Acest studiu, să știți că va fi public, evident, nu vor conține datele dumneavoastră, nici nu cerem nume, prenume, pentru că nu asta interesează, ci ne interesează ce nivel salarial aveți și ce nivel salarial vă doriți. Asta este foarte important. Și la final, dacă aveți ceva recomandări pentru noi, le așteptăm cu mare, mare drag. Vă rog să dați click pe link și să completați, durează 3 minute, completarea acestui chestionar. Eu revin în 3 minute cu dumneavoastră, împreună cu Felicia Stan, și începem cursul. Dar nu începem până nu avem chestionarul completat de dumneavoastră. Cei care ați intrat un pic mai târziu, vă las și dumneavoastră încă o dată chestionarul pe chat-ul aplicației Zoom. 4 minute mai târziu ne vedem și începem propriu-zis orele de curs. Să aprofundez partea asta de relații umane, de resurse umane în instituțiile publice. Doamne ajută, mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. Cum va Mulțumesc. fi vremea în perioada următoare? Spuneți-ne. Cred că toată lumea vă întreabă asta, dumneavoastră sunteți la resurse umane. De unde să știți? Uitați-vă, trimiteți-ne pe site, nu? Da, exact, da. Știu povestea. Am lucrat de multe ori cu Agenția Națională de Meteorologie și Hidrologie. Vorbeam cu persoane din zona TESA și de unde, Doamne iartă-mă, să știm noi cum e vremea. Nici noi nu știm pe unde o să dormim mâine. Da, bine ați venit, stimate doamne, stimați domni, mai puțin domn, dar mai multe doamne, ceea ce mă bucură nespus. Începem, pentru că sunt foarte multe provocări în domeniul resurselor umane și un om care face asta de o viață este un om profesionist, este un om dedicat. Felicia Stan este alături de noi. Bine ați venit, stimată doamnă, vă spun încă o dată. Și cu ce provocări? De regulă, Felicia Stan, când vine la un curs, intră direct în subiect. Nu-i plac foarte mult discuțiile pe lângă, ca să zic așa, și este tot timpul actualizată la zi. Bine ați venit! Cu ce începem, doamnă?
Mulțumesc, Bogdan. Păi cu ce să începem? Cu ce ne presează în momentul ăsta legea 296? Cred că ăsta este subiectul de pe buzele tuturor celor care fac resurse umane. Asta trebuie să aplicăm acum, până la 31 decembrie, și cred că avem atât de multe spețe încât nici nu știu dacă reușim să le parcurgem astăzi, în cursul alocat pentru ziua de astăzi. Propunerea mea pentru cei care nu au mai participat la astfel de întâlniri este să veniți cu spețe, pentru că pentru asta facem aceste întâlniri. De citit legea știm cu toții să o citim, important este să ne auzim și să punem problemele și să vedem cum putem să aplicăm cât mai eficient acest act normativ, mai ales că suntem deja presați de termenul de 31 decembrie. Bogdan, vrei să ne mai spui tu ceva? Eu nu mai zic nimic, eu tot îi rog pe participanții noștri să completeze chestionarul pe care îl organizăm și întrebările, așa cum spunea și doamna Felicia Stan, se adresează evident live la microfonul, am închis și chatul. Foarte important este primul pas să ridicăm mâna, deci raise hand, și vă dăm cuvântul imediat. Dacă nu am eu o întrebare pentru tine, Felicia, ce spune în legea asta? Că toată lumea, care e esența? Da, până să îmi răspunzi mie, deja avem un coleg, Casapu Alexandru. Vă rog să vă deschideți microfonul, sper să ne auzim, nu știu dacă ne și vedem. Domnul Casapu, da, se pare că nu. Au venit cursanții noștri pregătiți cu dispozitivele electronice. Sunt curios la cursul de achiziții publice dacă se cer calculatoare noi în administrația publică. Orlando Surugiu Pânzaru, vă rog. Dacă nu vă deschideți microfonul, nu o să vă audă nimeni. Scuzați-mă. Bună ziua! Bună ziua, vă rog! Aș avea și o întrebare cu privire la aplicarea articolului 7 roman, alineatul 8, și anume, la nivelul unităților administrativ-teritoriale se vor reduce cu posturile, mă rog, cu un procent de 10%. Într-adevăr, aplicabil conform Ordonanței de Urgență 63 din 2010, care modifică legea 273 pe 2006 privind finanțele publice locale. Întrebarea mea este următoarea. Numărul total de posturi va fi aplicat la nivelul unității administrativ-teritoriale sau, mă rog, subdiviziunii administrativ-teritoriale, dacă vorbim de sectoare, sau per entitate publică? Păi, acolo vorbește de aparat, de unitate administrativ-teritorială și, sigur, cu excepțiile pe care le știm, respectiv nu se aplică pentru poliția locală, nu se aplică pentru evidența persoanei, pentru asistență da. Socială. Deci rămân celelalte structuri, aparatul propriu, evident, al unității, al primarului, da? Unitatea clar. Teritorială, da. Și celelalte care nu sunt exceptate. Și atunci, bun. Da, vă rog. Aici intră și societățile cu capital majoritar de la bugetul local. Vorbim de ce avem înființat prin hotărâre de Consiliu Local și care numărul de posturi este din cel stabilit prin Ordonanța 63. Doar despre asta vorbim. Dacă acele entități sunt înființate în condițiile Ordonanței 63 din numărul total de posturi, da, se aplică. Am înțeles. Ok. Și a doua întrebare ar fi cea legată de funcția de șef de birou. Clar, aceasta va dispărea implicit ca și funcție de conducere, implicit ca și structură organizatorică, dar întrebarea mea ar fi următoarea. În momentul în care se face reorganizarea, va exista posibilitatea legală ca o persoană care a deținut o funcție de conducere de șef birou în urma măririi normativului de personal să devină șef de serviciu? Răspunsul extrem de simplu este da. Argumentația o să o prezint astăzi.
Da? Deci o să ajungem acolo cu argumentația, dar da, titularul postului de șef birou, dacă se modifică structura în serviciu, poate fi numit într-o funcție publică rezultată ca urmare a reorganizării. Și am să vă și explic de ce. Ok. Bun. Mulțumesc mult. Momentan cam atât am vrut să Drag, întreb. sigur. Ulterior mă voi mai gândi și la alte Bineînțeles, situații. bineînțeles. Mulțumesc! Cu drag. Avem o întrebare, doamna Ileana Ștefania Murea. Bine ați venit, doamnă! Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua! Întrebarea mea este legată de articolul 29 al acestei legi și anume, în cadrul instituției noastre, în subordinea Consiliului Local, noi avem înființat serviciul de alimentare cu energie termică al orașului. Ce face la asta? Vă salut. Mă căutase. Nu știu, vă mai auziți? Da, vă auzim, dar auzim și pe domnul Surugiu, Da, acum nu mai auzim. am înțeles. Problema este, se pune din punctul de vedere al reorganizării, pentru că inițial se credea că acest serviciu nu va mai putea funcționa neavând un normativ de personal care să, pe legea aceasta, trebuiau să aibă cel puțin 50 de 50. posturi. Da. Dar are personalitate juridică? Da, are personalitate juridică și mai mult decât atât, am verificat pe site-ul ANRSC, iar ei nu pot fi autorizați decât dacă sunt serviciu public cu personalitate juridică. Ori pe noi legea 296 ne împiedică să-i mai menținem ca serviciu cu personalitate juridică pentru că nu îndeplinesc acele condiții cumulative. Și întrebarea mea este, pentru că am cerut și un punct de vedere scris de la minister și nu l-am primit nici până în data de astăzi, ce vom face cu acest serviciu? Suntem obligați să-l aducem în aparatul de specialitate al primarului? Și dacă da, sub ce formă? Pentru că potrivit ANRSC nu vor mai putea fi licențiați? Sau poate să continue activitatea în forma aceasta? Și aici întrebarea se pune dacă mai pot avea funcții de conducere în condițiile în care ei nu îndeplinesc acest normativ de posturi aprobate. Din punctul meu de vedere, textul articolului 29 este destul de clar. Dacă nu ai 50 de posturi, vorbind de instituții cu personalitate juridică, dacă nu ai 50 de posturi, trebuie să te reorganizezi. Modalitatea de reorganizare este cea la aprecierea conducătorului instituției. Că îi luați personalitatea juridică și o lăsați în afara aparatului propriu, că o introduceți ca structură în aparatul propriu, trebuie să țineți cont de reglementările în vigoare, pentru că înțeleg din ceea ce îmi spuneți că nu mai poate fi autorizată Exact. ca și structură. Trebuie văzut acolo cum putem să funcționeze mai departe această structură. Fie o lăsați fără personalitate juridică. Dar nu văd de ce autorizarea depinde de personalitatea juridică. Dar cine? Din ceea ce am constatat eu și din verificările efectuate, într-un regulament al ANRSC, ei nu autorizează decât dacă acest serviciu este cu personalitate juridică sau poate să fie o societate comercială. Ori, în cazul în care acest serviciu ar veni în subordinea primarului, nu va mai putea. Am înțeles, cu toate acestea, legea 296 este un act normativ, o este o lege, repet, iar un regulament al ANRSE-ului nu cred că bate legea. Și atunci cred că ar trebui să se plieze ei pe lege și să pornim de acolo. Eu aș cu acordul dumneavoastră, aș opri un pic pentru o perioadă de timp întrebările punctuale. Și aș vrea să prezint un pic ceea ce să avem o privire de ansamblu asupra legii 296, revenind ulterior, sigur, la partea de întrebări. Cred că toată lumea a citit-o. Din ce m-am uitat eu, n-am putut să văd la toată lumea, dar înțeleg că avem atât administrație publică centrală, cât și locală, cât și structuri aflate în subordinea acestora, respectiv a autorităților centrale, cum ar fi Registrul Auto Român sau structuri în subordinea administrației publice locale,
Și aș vrea să știu dacă avem vreun specific anume pe care ar trebui să-l avem în vedere, în plus față de ceea ce am enumerat. Este cineva care consideră că face parte dintr-o structură organizatorică diferită de ceea ce am enumerat până acum? Ok, să înțeleg că nu. Și atunci am să mă raportez la aceste structuri. Scuze, Vă rog. am auzit mai târziu puțin. Pentru asistență socială? Și asistența socială este o structură în subordinea administrației publice locale și sigur că intră și ea în discuția noastră de astăzi. Ok, mulțumesc. Cu drag. Bun. Rămâna și eu, am intrat un pic mai târziu de la Spitalul de Recuperare Băile Felix. Aparținem de Ministerul De Sănătății. Ministerul Sănătății, da. Mulțumesc. Să Și mai rămână. avem două mânuțe ridicate. Vă rugăm, Bună doamnelor. ziua! Bună ziua! Și eu sunt de la Serviciul Județean de Ambulanță Harghita, tot Ok, de deci Ministerul cine Sănătății este ne aparține. în subordinea cui? Consiliul Județean? Ministerului, nu, Ministerului Sănătății. Ministerului Sănătății, ok. Bună ziua! Bună ziua! Suntem în subordinea Ministerului Finanțelor, dar suntem instituție autonomă, independentă, cu lege specială și suntem personal contractual. Ok. Da, personal Da, contractual, dar regimul este de entitate publică, da? da, da, da. Ok. Mulțumesc. Cu drag. Domnul Boca? Aveți mâna ridicată. Da. Din partea sistemului de ordine și siguranță publică, în subordinea Ministerului Afaceri de Interne. N-am reținut, O n-am detaliu. înțeles. Nu s-a auzit bine. Din partea sistemului de ordine și siguranță publică, Ok. Ministerul Afacerilor Interne. Și Am aici cred înțeles. că este o particularitate față de celelalte. Da, este. Doamna Deaconeasu. Mulțumesc. Doamna Mașina voastră, Babu. așa arăt. Bună ziua! Bună ziua! De la Centrul de Recuperare și Abilitare a Copilor cu Handicap, suntem sub direcția de GASPC Brașov. Sunt personalitate. Sub Da. direcția de GASPC O Brașov, cu parte, parte. personalitate juridică. Da. Am înțeles. A, centru sunteți. Da, Ok. Centrul de Abilitare și Reabilitare. Da, un centru, da. Da. Doamna Popescu? Sunt de la Spitalul CFR, care este momentan în subordinea Ministerului Transporturilor, dar va fi de la 1 ianuarie în subordinea primăriei. Dublă reorganizare. Da, ne preia primăria pentru că nu ne mai vor cei de la minister. Am înțeles. Cred că s-a considerat că e mai eficient așa, nu? Motivele sunt Da, discutabile. exact. Ok, mulțumesc. Și noi. Doamna Roman? Doamna Roman, nu vă auzim, să știți, deschideți-vă microfonul. Acum cred. Personal contractual în subordinea Ministerului Culturii, instituție muzeală. Ok, mulțumesc. Domnul Mulțumesc. Pop? Domnul Pop, aveți mâna ridicată? Domnul Pop nu are microfon, are doar mâna ridicată. Discutăm cu domnia sa doar prin semne. Am Aplicația înțeles. îmi spune că nu dispune nici de cameră, nici de microfon. E Acum și-a activat microfonul, să vedem. Dar se pare că nu. Mai este cu mâna ridicată doamna Deaconeasa Roxana. Și mai Nu, avem. eu am intrat. Eu am pus întrebarea. Am spus. Ok. Puteți lăsa mâna jos atunci, după ce aveți răspuns sau după ce interveniți, pentru ca să nu schimbăm ordinea participanților care urmează să adreseze întrebări. Deci, doamna Deaconeasa, mulțumim pentru mențiune. Vă rog să vă lăsați mâna jos.
Oana Andreea Gere. Bună ziua! Bună ziua! Învățământ, Ministerul Educației și suntem în subordinea Consiliului Județean, mai cu seamă învățământ special. Unde? În subordinea Ministerului Educației? Ați spus? În subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin. Am înțeles, dar cum se cheamă structura asta? Ce fel de structură este? Este un centru școlar de educație inclusivă pentru copiii cu nevoi speciale. Am înțeles. Doar că aparținem de Ministerul Educației. Metodologic? Metodologic, da. Ok. Da. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamna Roiu? Da, suntem centru de pregătire pentru personal din industrie. Suntem o unitate în subordinea Ministerului Economiei cu personalitate juridică. Avem în structură și o sucursală la București. Da. Cu sau? Exclusiv din venituri proprii ne finanțăm și avem personal contractual în exclusivitate. Am înțeles. Mulțumesc. Complicată. Foarte complicată, într-adevăr. Da. Da. Ok. Mulțumim frumos. Cu drag. Domnul Pop, în continuare are mâna ridicată. Poate totuși Bogdan vrea să vorbească, să ne comunice ceva? Să ne comunice, zic, dar mi-e greu să cred că poate. Ok. Poate pe chat. Poate pe chat ne poate scrie. Atunci și dacă o să avem timp, ne uităm și la comentariile de pe chat. De regulă nu citim ce se întâmplă pe chat. Avem destul de multe mesaje și acolo în care ni se spune că mai sunt participanți din Societatea de Electrocentrale București în subordinea Ministerului Energiei, Învățământ Special Ministerul Educației în subordinea Consiliului Județean. DSP Giurgiu este cu noi. Ce tare, da. Muzeul în subordinea Consiliului Județean, adică școală gimnazială din partea AIMM Timișoara, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Da. Au structuri așa foarte mici cei de la AIMM. Da. Bun, cam asta este structura echipei noastre de astăzi. O să ne întâlnim atât astăzi cât și mâine cu participanții noștri. Sunt sigur că ne puteți da mai departe informația la finalul cursului, pentru că aveți datele noastre de conectare, dar și invitația și colegilor dumneavoastră din celelalte structuri ale instituției din care faceți parte, dar și colegilor, prietenilor din administrația publică, pentru că știm foarte clar că în sectorul public există o comunicare și formală, dar mai ales ne bazăm pe comunicarea informală dintre noi. Eu vă doresc succes și astăzi. Mulțumim. Felicia. Mulțumim. Mulțumim. Vedem cu ce noutăți vin legile acestea. Da, nu foarte bune. Nu foarte bune. Este o legislație extrem de restrictivă în momentul ăsta și ca țintă este reducerea. O primă măsură ar fi desființarea posturilor vacante. Dacă ar fi să fac acum o reorganizare prin aplicarea legii 296, aș considera-o etapizat, dacă vreți. Și atunci aș încerca să văd care dintre etapele acestei legi mi se aplică mie și aș porni de acolo. O primă punere în aplicare ar fi această desființare a posturilor vacante. Care posturi vacante se desființează? Evident că nu toate. Din fericire, aș putea spune, legea are foarte multe excepții. Da? Și am mai avut un mare avantaj, faptul că, în diferite forme, sigur, ea a circulat în spațiu online. Și cei, adică noi, cei care avem să o punem în aplicare în momentul ăsta, am avut timp să vedem percepția legiuitorului, începând cu august, dacă nu mă înșel eu, adică în 3 luni de zile tot ne-am gândit cam cum am putea să facem să ne salvăm posturile vacante. Adică cea mai mare provocare nu este aceasta a desființării posturilor vacante. Care posturi vacante rămân până la urmă în situația de a fi desființată? Cum ați salvat posturile vacante, ca să fiu mai directă? Că avem o grămadă de excepții aici, da? Dacă ar fi să le citim,
Avem câte litere? Avem până la N. Da? Excepții în acest articol 17. Este în regulă, doamna Molotin, vă rog. Da, bună ziua încă o dată. Deci, singura modalitate, noi fiind personal contractual, am făcut un memorandum, numai că acest memorandum l-am înaintat Ministerului de Finanțe și până în momentul de față nu avem niciun răspuns. Dar câte posturi aveați vacante concret? Concret, posturi 27. Vacante, 27 de posturi vacante. Posturi vacante. În regim contractual, dacă am reținut bine. Da, da. Bun. Da. Și nu ați avut nicio posibilitate de a detașa pe posturile astea sau de a încerca să le ocupați temporar în vreun fel? Păi nu, avem unele posturi ocupate temporar, prin numiri temporare, din cadrul instituției, din funcții de execuție, în funcții de conducere, acelea le avem. Ok, alea sunt salvate, să zic așa. Acelea sunt salvate și sunt exceptate și altceva de detașat nu aveam, pentru că este foarte greu să ajungem să detașăm personal de la alte instituții contractual la noi și în anumite condiții. Am înțeles. Și aveți un program și nu aveați nici posibilitatea să le considerați posturi unice, să înțeleg? Nu, pentru că acum nu știu să vă spun posturile unice, condițiile sunt cam ambigue, ca să spun așa, odată și pe ordonanța 34 și pe legea aceasta, pentru că sunt două condiții de îndeplinit. Exact. Dar nu sunt condiții, adică eu nu le-aș citi, nu le-aș citi cumulative. Eu nu le-aș citi cumulative. E, aici este o interpretare. Da. Păi am să vă spun și de ce nu le-aș citi. Pentru că, într-adevăr, nu putem să avem o... Deci spune să îndeplinească condițiile, nu spune una din condiții. Corect, totuși. Așa este, doar că ele se exclud cumva reciproc. Corect, da, și? Ele se exclud reciproc ca și condiții, deci îmi spune așa că am găsit și eu textul, am în față, și îmi spune să îndeplinească următoarele condiții, acel post ale cărui atribuții prin conținutul și natura lor sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică. Corect, dar asta însemnă structură organizatorică și direcție și serviciu. Și compartiment. Și compartiment și... Indiferent ce structură organizatorică. Ok, păi atunci aș putea aprecia că toate posturile de conducere pe care le-aș avea vacante sunt posturi unice. Păi da. Da? Da? Evident. Și atunci... Evident, posturile de conducere, pentru că dacă ne uităm un pic, că dacă am vrut să am sintagma în față... Vedeți cum spune? Acel post care prin atribuții, conținut sau responsabilități. Da, da. Păi da? Niciodată... Evident. Un post de director de analiză nu este același cu atribuțiile de la un post de la direcția juridică. Bineînțeles, deci posturile de conducere ca principiu sunt posturi unice prin natura atribuțiilor și a responsabilităților stabilite. Bun. Dar aici ar fi fost o variantă și a doua condiție este un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. Pe asta ar fi, este exclus, că nu... Improbabil, este mai probabil, dar dacă ai un compartiment, de exemplu, cu două posturi... Corect, și unul este de execuție, unul este de conducere. Unul poate fi considerat post unic și este salvat. Da, da, asta am înțeles. Bun, dar da. Pe litera A, mie mi se pare că puteți să reevaluați un pic situația. Da, noi avem un pic rezervă. Da, putem să apreciem și că avem posturile din acestea unice. Ok. După ce obținem un punct de vedere de la juridic. Că sigur. Mai continuăm și varianta aceea cu câte posturi de conducere avem voie și mai ales că... Sigur, 8% o discutăm imediat. Dar dacă rămânem aici pe situația asta... Pe desfințarea posturilor vacante. Doamna Ionescu, ce părere aveți? Voi să vă deschideți microfonul. L-am deschis, da? Bună ziua! Bună ziua! Da. Refer la... Îmi pare bine să vă văd, în și primul mie. Rând. Și mie. Referitor la discuția de dinainte, noi avem un caz la Spitalul Județean, în sensul că
Avem două posturi de auditor, pentru că așa prevede legea la așa peste prevede legea auditului, minim două posturi de auditor, da. Și suntem în situația în care unul fiind ocupat, unul vacant, ca urmare a acestei legi, trebuie să-l desfițăm pe celălalt de auditor. Acum, dacă eu citesc mai adânc așa. La alineatul 6, dacă eu citesc la sau strâm și citesc și gândesc drept, zice așa, acel post ale cărei atribuții prin conținutul și natura lor sau responsabilități stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică. Ori nici de cum atribuțiile postului vacant de auditor nu se regăsesc într-o altă. Nu zice nici în cea în care este. Sunt un pic cârcotașă. Dacă vă duceți efectiv pe textul de lege, așa da. Este aplicată. Așa scrie. Nu scrie că în structura în care există acel post să mai fie vreun post cu aceleași atribuții. Da, dar vedeți că ăsta, dacă îl citiți împreună cu B-ul, da, 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 da. Nu vă mai iese. Dar trebuia totuși o altă exprimare, părerea mea. Da, adică cumva în situația dumneavoastră trebuie citite ambele, aici aș merge pe condiții cumulative, aici nu se exclud. Și vedeți? Totuși ce adică, facem? Da, prin natura atribuțiilor și conținutul și natura responsabilității stabilite nu se regăsește într-o altă structură organizatorică, corect. Eu am da. Auditor doar acolo, am post de auditor doar acolo, dar un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante. Am înțeles. Nu este situația dumneavoastră. Și ce facem totuși, pentru că trebuie, conform legii, două posturi de auditor. Și legea spune să le desfințăm pe astea care nu sunt de personal unde medico-sanitar. Unde ați zis spital. Că este la spital? La spital. Nu aveți nicio altă excepție pe partea de sănătate pentru acest post? Avem doar pentru medico-sanitar și auxiliar sanitar excepția de la litera J. Da, am înțeles. Așa e. Dar legea te obligă să ai două posturi vacante, două posturi, pardon, de auditor, nu? Sigur, dar asta este o lege, un act normativ ulterior. Sigur că stricăm foarte mult acolo toată povestea aia. Dintre posturile, eu cred că chiar dacă ajungem în situația de a desființa acel post de auditor, da. În momentul în care facem reorganizarea, pentru că reorganizarea, exact cum spuneam la început, are mai multe etape. Eu trebuie să văd întâi ce nu mai pot să am, de exemplu, nu mai pot să am posturi vacante. Nu mă încadrez cu ele pe niciuna dintre excepții, le desfințez. După care, ce nu mai pot să am? Nu mai pot să am posturi de șef birou. Formă. Ce nu mai pot să am? Nu pot să am un număr al posturilor de conducere mai mare de 8%. După ce fac toate tăierile, trebuie să văd cu ce am rămas și trebuie să mă organizez funcțional, cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare, inclusiv a legii auditului. Adică eu pot să transform un post de medic acum în auditor, adică după ce am terminat? Pe care într-un fel sau altul am salvat și îl duc acolo și îl fac auditor. Da? Poate fi o variantă. Aplic, ca să aplic prevederea care spune... 72. Ca să aplic prevederea care spune la momentul ăsta ce e vacant, se desfințează. După exact. Ce faci reorganizare... Îți poți organiza cum... Exact, exact. Ca să de asta te încadrezi în alte prevedere. Prima etapă, din punctul meu de vedere, este asta. Să văd ce posturi trebuie să tai, pentru că nu se află niciuna dintre excepțiile prevăzute de acest articol. Da. Și după ce am stabilit care posturi le desfințez, de-abia de acolo încep să aplic mai departe. Da? Deci, dacă avem posturi pentru care... au fost demarate procedurile de concurs. Mai este cineva într-o situație în care putea să... Dar dacă ați demarat procedura de concurs, probabil că ați demarat pe excepția postului unic, așa că postul din start este unic, oricum îl salvați, corect? Are cineva procedură de concurs în derulare? N-am publicat, dar am introdus pe portal un post de șef serviciu pe unicitate. Ah, super, deci ăla oricum l-ați salvat. Da, da, da. Ăla da, este da. Salvat. Acum eu sunt în administrație publică, sunt în autoritate executivă. Vorbeam de spital. Am înțeles. Revenind un pic la spital. Vă rog. Numărul postului de conducere, am înțeles că la ei cu 12. 12%, pentru că până acum nu aveau niciun reper. Normativ. N-aveau normativ, aveau... N-aveau normativ, acum au. Dar ei...
Ei știți că au niște normative la spitale, da? Acum nu mai știu eu ordinul Ministerului. Au pe numărul de paturi au. Nu, referitor la structura compartimentelor birourilor, mă refer. Ei au un normativ. Eu nu știu să existe un astfel de normativ, poate printr-un ordin al Ministerului Sănătății, da, dar eu nu știu. Da. Și automat desfințând aceste posturi vacante, spre exemplu, iau un serviciu de calitatea serviciilor medicale. Cred că așa, cred că zic corect. Și ăsta este la nivelul Direcției de Sănătate Publică, nu este Nu, la nivelul spitalului, cu proceduri, știți, din cadrul spitalului și managementul calității serviciilor, nu știu cum se mai cheamă. Uite, ok. Trebuie să respecte norma de structură. Dacă este serviciu, va trebui să aibă 10 posturi. Că din momentul intrării în vigoare a acestui act normativ, norma de structură este de 10. Dar haideți să rămânem la prima etapă, la aceea desfințării posturilor vacante. Da? Da, care... Acum aș avea o întrebare, în cer mii de scuze. Că vă rog, domnule. Acum noi vorbim acum posturile, desfințarea posturilor vacante, exceptând posturile, instituțiile care se află sub incidența ordonanței 63, adică nouă ne stabilește numărul de posturi pe OAT, instituția prefectului. Noi aici nu vorbim și de stabilirea numărului de posturi pe OAT și de desfințarea posturilor vacante la noi. Acest articol vorbește în prima parte doar de administrația publică centrală și are un singur alineat care se referă la administrația publică locală, cel despre care vorbeam la începutul intervenției colegului, nu știu, a intervenit un coleg la început, și care vorbește despre diminuarea cu 10% a numărului de posturi stabilit potrivit ordonanței 63 pe punctul 1. Da? Deci nu are în vedere poliția locală, evidența persoanelor și așa mai departe. Doar ce este stabilit pe punctul 1 se diminuează din ordonanța 63 cu 10%, indiferent dacă acele posturi sunt ocupate sau vacante. Vedeți, este o distinție aici. Da. Da? Dar da. Pentru restul, pentru că partea asta de administrație locală o să o discutăm imediat, doamna Deaconeasa, vă rog, vreți să ne spuneți ceva? Da, m-ați întrebat dacă am demarat concursuri. Ați zis la un moment dat, dacă cine are demarate concursuri pentru posturi unice. Aveți ok, trei. Super. Pe astea oricum le, chiar dacă oricum le salvați pe faptul că aveți procedură demarată, dar asta înseamnă că sunt și posturi unice. Unice, da. De exemplu, administratul în cadrul serviciului de... Exact. Așa, psiholog, am nevoie de un psiholog clinician și un asistent BFT. Perfect. Acestea, într-adevăr, sunt posturi unice prin natura atribuțiilor, da. Da. Super. Mulțumim. Mulțumim. Doamna Ștefănescu? Nu vă auzim, doamna Ștefănescu, să deschideți și microfonul. Încă nu vă auzim. S-a apăsat microfonul. Stânga dumneavoastră jos, apăsați pe microfon. Ok, când reușiți, ne spuneți. Bun. Deci, dacă cineva vrea să intervină, doar să fie atent unde își deschide microfon. Bun. Nu avem... Româna, mai am și o nelămurire la dumneavoastră, dacă se poate. Ziceți. A apărut legea asta, 296, și eu atunci am luat legătura la Ministerul Sănătății. Mie mi-a zis că posturile de conducere automat se transformă în posturi de execuție. Pot să fie considerate încă posturi unice? Depinde de speța dumneavoastră, pentru că sunt posturi, de exemplu, posturile de șef birou. Da. Dispar. Da? Dacă vorbim de șef de birou, da, acelea dispar. Exact, șef de birou dispare și atunci nu mai pot fi considerate posturi unice? Păi nu, ele nu pot fi, ele dispar nu pentru faptul că se desfințează ca vacante, ci dispar pe a doua modificare importantă din acest act normativ, respectiv faptul că nu mai există funcția de șef birou. Se abrogă articolul din codul administrativ care făcea vorbire despre funcția de șef birou, articolul unde erau enumerate toate posturile de conducere și porneau cu șef birou, șef serviciu și așa mai departe. Din acel articol s-a eliminat litera corespunzătoare șefului de birou
Ceea ce înseamnă că ea nu mai există ca denumire, nu mai există funcția. Din acest considerent dispar posturile de șef birou, dar ca număr de posturi, ele rămân ca număr de posturi, da? Și atunci, da, explicația colegilor de la Ministerul Sănătății este corectă, faptul că ele se transformă practic în funcții de execuție. Ele dispar ca posturi de conducere, dar apar două posturi de execuție în numărul de posturi total al structurii. Și da? Cele care au fost vacante ca și șef de birou, automat... Aici nu mai contează dacă sunt ocupate sau vacante. Ele nu mai pot exista ca șef de birou. Da? Ele nu mai pot exista ca șef de birou. Deci nu mai pot fi cele vacante considerate posturi unice, adică se pierd. Nu, deci avem posturile dispar din mai multe considerente. Odată, dacă sunt posturi vacante, la modul general vorbind, punctual, posturile de șef birou dispar pentru că nu or să mai existe, nu mai există noțiunea de șef birou. Și a treia modalitate prin care dispar niște posturi este aplicarea procentului de 8%. Ce înseamnă asta? Că nu putem să avem un număr al posturilor de conducere mai mare de 8%. Și atunci, prin aplicare, după ce aplic primele două etape, respectiv, văd câte posturi vacante desființez și posturile de șef birou, după aia văd câte posturi îmi rămân mie în organizația mea. Noi ne încadrăm că suntem la 12%, nu e aici problema. Nu avem problema, să zicem, punctual. Dacă postul șef birou Runos, da, este vacant, automat legea mă obligă să desființez posturile de conducere. Nu toate posturile de conducere, ci postul de conducere de șef birou. Șef birou Runos. Șef birou Runos, dacă are 10 posturi, are 10 posturi? Nu. Nu, atunci se desființează. Se desființează. Dacă avea 10 posturi, se putea stabili la nivel de serviciu Runos. Da. Și atunci era salvat. Da? Dar dacă este sub normativul de 10, pentru că asta este o altă restricție prevăzută de lege, norma de structură care se modifică. Deci noi până acum, pentru constituirea în mod legal a unei structuri, cea mai mică structură era cea de birou, ea nemai existând, mergem la următoarea, respectiv la structura de serviciu. Pentru constituirea legală a unui serviciu, până acum aveam 7 posturi de execuție, în timp ce prin acest act normativ, norma de structură va fi de 10 posturi de execuție, indiferent de natura lor, funcții publice sau contractuale, pentru constituirea în mod legal a unui serviciu. Da? Și atunci, dacă noi avem, de exemplu, o structură, birou, nu știu, orice birou, da? Și în acest birou există 13 posturi de execuție, acel post la reorganizare, acea structură la reorganizare devine serviciu, iar postul respectiv devine șef serviciu. Nu mă obligă nimeni să-l desfințez. Eu desfințez posturile de șef birou doar pentru că nu mai există ca definiție. Deci eu trebuie să fac ceva cu postul, cu noțiunea aia de birou. Ea nu mai există, șeful de birou, da? Și atunci trebuie, fie îl transform în altă structură, fie îl desfințez pentru că nu se mai regăsește în enumerare. Da? Doamna Nicula, vă rog. Bună ziua, auziți? Da. De la APM Prahova sunt. Avem în structura, în organigrama noastră, două funcții de șef serviciu, da, care sunt vacante. Acestea, având atribuții unice. Ok. N-au fost exercitate temporar aceste posturi? A fost încheiat exercitarea temporară, deci sunt vacante în momentul acesta. La data de 30 octombrie, data intrării. La 30 octombrie, decât unul a fost exercitat temporar. Am înțeles. Bun. Dar sunt cu atribuții unice și atunci nu pot fi desființate. Ok. Și nu mai trebuie să treacă un hop, mai trebuie să îndeplinească și norma de structură să aibă 10 posturi de execuție. Și 10 posturi, sigur. Mai avem funcția de consilier juridic. Aceasta este vacantă, efectiv, în cadrul structurii biroului. Și nu este post unic? Și este post unic ca și atribuții. Deci nici acesta nu poate fi desfințat, din ce am ascultat. Deci ăsta este postul, nu poate fi desfințat. Da? Și da, funcția de șofer contractuală. Și postul de șofer, dacă nu mai aveți, este unice. Tot post unic. Da. Deci în momentul ăsta înseamnă că nu,
Înseamnă că stați bine. Că sunt toate unice. Da. Da. Okay. Înseamnă că mulțumesc stați bine. Mult. Super. Da. Ok. Bună ziua. La revedere. Doamna Molotim, vă rog. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Deci am omis să spun sau, mă rog, să completez. Noi, prin legea noastră, care este specifică, avem și compartiment. Compartiment efectiv. Și inclusiv în anexa la legea salarizării avem compartiment. Apoi, legea 296 nu spune nimic de compartiment. E adevărat, se limitează doar la cele trei structuri. Direcție generală, direcție și serviciu. Dar ce niciodată facem? Nu există... Niciodată nu a existat normativ pentru compartiment. Singurul loc unde se prevede numărul de posturi pentru compartiment este auditul. Doar legea 672 vorbește de compartimentul de audit format din două posturi. Da. Eu nu am normativ pentru compartiment. Bun, nu am. Dar atâta timp cât am, inclusiv în legea salarizării, în anexa la legea salarizării, noi având anexă separată, eu ce fac? Desfințez efectiv? Pentru că vine această lege peste și nu, vine de, și de, peste de ce, legea mea, de legea de ce treaba ta? De ce puneți la îndoială existența compartimentului? Păi am alt compartiment. Am compartiment, spre exemplu, de informații clasificate. Sau am așa. Compartiment. Și ce dacă aveți? Foarte bine că aveți. Lăsați-l acolo. Ce aveți cu el? Compartimentul este o structură organizațională care nu e prevăzut explicit neapărat de lege, dar care există prin similaritatea posturilor aflate în cadrul acestei structuri. Da? Deci posturile care nu sunt constituite într-o structură organizatorică, cum era până acum de la birou în sus, acum doar de la serviciu în sus, posturile cu atribuții similare sunt constituite în compartimente. Este ok să fie așa. Deci nu... Legea 296 nu se duce deloc înspre zona compartimentelor. Și atunci funcțiile de șef de compartiment le păstrez? Postul de șef de compartiment. Era asta era de fapt problema pe ea. Așa, da, doamnă. Ei au șef de compartiment. Șef de compartiment. Șeful de compartiment nu este prevăzut aici explicit, deci lăsați-l în pace. Da, ideea este să mă încadrez în procentul de posturi de conducere. Ideea este să vă încadrați în procent și ideea este să da, să fi fost, să nu fi fost vacant, să-l desfințați cumva, dar ziceți că este unic și atunci e ok. Da, da, da. Ok, mulțumesc, mulțumesc. Cu drag. E voie. Doamna Drăghiciu? Da, m-a văzut, doamna. Vă rog, vă ascult. Nu vă auzim. Vă văd, dar nu vă aud. Ionescu, să mă auziți? Nu, 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 doamna Drăghiciu, pe dumneavoastră v-am văzut. Doamna, închideți-vă microfonul, doamna Ionescu. Doamna Drăghiciu, vă ascult. Nu vă aud. Nu, nici acum. Acum ia vedeți. Nu. Nu, îmi pare rău, aveți o problemă cu microfonul. Doamna Ionescu, vă rog. Da, mulțumesc mult de tot pentru accept din nou. La articolul 18 din legea 296, care se referă la funcția de șef birou, da. Ne uităm un pic la alineatul 2, da. Și am o mare rugăminte să-mi spuneți ce înseamnă ultima sintagmă de la acest alineat, se interpretează de comun acord. Ajungem imediat la discuția cu șefii de birou și ce se întâmplă cu ei, da? În regulă, mulțumesc mult! Cu drag! Doamna Nicula? Doamna Nicula? Nu, mă scuzați, am rămas cu mâna. Haideți să lăsăm mâinile jos cei care ați apucat să vorbiți, pentru că pierdem șirul aici. Și doamna Molotim și doamna Ionescu, lăsați mâinile jos, vă rog. Bun, doamna Drăghiciu, în continuare, vreți să ne spuneți ceva? Nu mai vreți să ne spuneți nimic. Bun, deci prima etapă în aplicarea acestei legi este desfințarea posturilor vacante. Asta facem în primul rând, analizăm dacă avem posturi vacante în momentul intrării în vigoare a legii respectiv la 30 octombrie. Atenție că vorbim de momentul intrării în vigoare a legii respectiv la 30 octombrie. Nu la 29, nu la 1, da? Ci la 30 octombrie. La 30 octombrie fac o fotografie, văd care sunt posturile vacante care nu intră pe excepțiile prevăzute de acest articol și acele posturi le desfințez. Etapa numărul 2 este povestea cu șeful de birou. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mai am noțiunea de șef birou, nu mai am funcția de șef birou.
Și ce se întâmplă cu posturile alea? Dacă sunt vacante, le desfințesc pur și simplu, structura se transformă după caz, în funcție de numărul de posturi din structura respectivă, fie în compartiment, unde, insist, nu am normativ de posturi, fie în serviciu, unde obligația este să am 10 posturi de execuție. E clar până acum? Ok. Dacă este ocupat, ce se întâmplă cu posturile ocupate de șef birou? Păi, avem aceeași situație. Fie au normativul de personal de serviciu și atunci transform postul respectiv de șef birou și corespunzător structura în serviciu, șef serviciu, da? Ce se întâmplă în cazul ăsta cu titularul? Ce se întâmplă cu titularul? Îi oferim funcție. Este numit pe noua funcție. Este numit pe noua funcție. Obligatoriu este numit pe noua funcție. Indiferent în ce situație vă aflați de aplicarea legii 296, asupra unor posturi ocupate, cu titulari, da, ocupate, vreau să aveți în vedere, pentru funcțiile publice, aplicarea articolelor 511 și 519. Nimic din ce spune această lege nu contrazice dispozițiile referitoare la reorganizare din codul administrativ. Da? Domnul Surugiu, vă rog. Bună ziua, mai am și o întrebare vis-a-vis de funcția de șef birou. În ipoteza în care, în cadrul unei structuri organizatorice a unei entități publice, anterior date de 30 octombrie, s-au mutat diferiți funcționari publici pentru a realiza acel normativ de personal. La de 10 posturi vorbim, da? De 10 posturi, da, pentru birou. Să zic așa, este ok abordarea din punct de vedere juridic? Deci e vorba de mutare, nu e vorba de transfer, de detașare, ci mutare temporară. Mi-amintiți un pic ce fel de structură, despre ce structură vorbim? Ziceți-mi instituția. E vorba de primărie. Ok, deci este vorba de funcții publice. Da. Bun. Mutarea cu repartizarea postului corespunzător, că bănuiesc că la asta vă referiți? Da, articolul 507, mă rog, alineatele 8-9 din codul administrativ. Deci mutarea cu repartizarea postului corespunzător. Și ca să fie aplicabilă și să facă trimitere la, sau în fine să ne ajute în situația asta, vorbim de mutare definitivă cu repartizarea postului corespunzător. Dacă avem astfel de modalități de modificare a raporturilor de serviciu, da, este în regulă. Deci este în regulă dacă până la intrarea în vigoare a legii avem mutări cu repartizarea postului corespunzător, este în regulă și dacă avem ulteriori intrări în vigoare a legii până la 31 decembrie, astfel de modificare a raporturilor de serviciu. În situația deci doar mutare definitivă. Poftim? Deci doar mutare definitivă. Păi mutarea temporară. Definitivă, nu mutarea temporară, pentru că mutarea temporară nu definește o structură. Mutarea corect, temporară este o chestiune temporară, da? Da, fără afecta, mă rog, organigrama instituției, văd că se precizează. Păi ăsta este sensul, că eu pot să fac mutare cu repartizare post, și temporară, și definitivă, indiferent de situații, doar fără afectarea structurii de unde provine postul care pleacă. Ăsta e sensul mutării cu repartizarea postului corespunzător. Dar da, dacă este o mutare definitivă cu post, poate fi avută în vedere în această situație de reorganizare. Ok, deci dacă e mutare temporară, nu intră. Nu, dacă e mutare temporară, nu determină o structură. Mutarea temporară este temporară, după cum îi spune numele. Eu nu pot să... Și când se încheie mutarea temporară, ce faceți? Păi, se prelungește mutarea cu acordul. Nu, atenție că mutarea temporară cu repartizarea postului corespunzător nu poate fi decât 6 luni într-un an calendaristic. Și este o modificare a raporturilor de serviciu, repet, a treia oară, și nu determină structura. Nu determină structura. Deci dacă postul meu nu este stabilit într-o structură, eu nu pot să-l număr în structura aia. Eu postul ăla pe care noastră l-ați mutat cu post cu tot,
îl număr la structura de unde provine, nu îl număr la structura corect, unde stat. Corect, așa e, așa a fost și abordarea mea, dar am avut diferite opinii și tocmai de aceea am zis să obțin. Nu, deci mutarea temporară, tot ce este modificare temporară a raporturilor de serviciu, vorbim de cele cu repartizarea postului, se numără postul acolo unde este de bază. Un organigram, da. În structură, în unde schema organizatorică. Unde este postul stabilit, nu unde este mutat. Am înțeles. Okay. Mulțumesc mult pentru feedback. Cu plăcere, doamna Târlescu. Bună ziua. Am două întrebări, dacă se poate să mă ajutați. Prima se referă în primărie, deci vorbim de administrație locală. Ce se întâmplă cu funcția de arhitect șef? Este nevoie să aibă 10 posturi în subordine? Este asimilat ca și șef serviciu sau este de sine stătător? Din ce mi-aduc eu aminte, normativul pe arhitectul șef nu vorbea, arhitectul șef nu trebuia să îndeplinească norma de structură, corect? La ce nivel îl aveați stabilit? Păi noi acum am dat drumul la concurs și pentru recrutare arhitect șef și acum stăm să ne gândim ce se întâmplă dacă intră sub incidența legii sau nu. Dacă trebuie să aibă sau nu în subordine, pentru că la noi va fi compartiment de urbanism. Arhitectul șef, neavând normă de structură, nu trebuie să respecte un anumit normativ. Întrebarea mea era, până acum, el e cu ce e asimilat la dumneavoastră? Nu, este de sine stătător, nu, nu este. Nu, cu ce este asimilat din punct de vedere al salarizării? Toate funcțiile de arhitect șef sunt asimilate cu ceva. Na, asta nu știu să vă răspund, este vacant, nu știu să vă răspund. El este asimilat. Dacă vă duceți pe anexa de salarizare, pe anexa 5, serviciu este asimilat. Depinde de nivelul AT-ului. Că nu știu ce funcție are doamna. Ah, ok. Da. Poate să fie Consiliul Județean și poate să fie Direcție Generală. Da, da, da. Nu, este primărie locală. Păi nu, că au spus că au compartiment. Da, atunci, dacă este, nu aveți nevoie de normă de structură, înseamnă că este cu șef birou, da? Care nu mai există, deci este cu șef serviciu. Deci nu aveți nicio problemă de normă de structură acolo unde nu ați avut nici până acum. A, ok. Bun. Da? Ok. Da, este în regulă. Și a doua întrebare, dacă se poate să mă ajutați, este legată de direcția de asistență socială. Da. Dacă acum este acea lege specială care prevede că la nivel de oraș, ea funcționează la nivel de direcție. Dar întrebarea este să iau în calcul și asistenții personali? Dar este cu personalitate juridică? Nu. Este nu direcție este generală în subordinea Consiliului Local. Direcție de asistență socială în subordinea Consiliului Local și nu are personalitate juridică? Nu. Am înțeles. Dacă nu are personalitate juridică, de ce vorbim de... Este normativul pentru direcție sau ce mă întrebați? Dacă se ia în calcul ca și direcție să îndeplinească acele condiții de 20 de posturi în subordine. Asta, normativul de personal pentru directorul executiv. Da. Sigur că trebuie să aibă normativ de personal. Am înțeles. Și în aceste 20 de posturi intră și asistenții personali? Intră și asistenții personali. Da, mulțumesc. Asta. Cu drag. Mulțumesc. Doamna Pop? Că tot a întrebat. Vă rog. Sunt lângă colege și fac microfonie. Ei, să închidă colegele microfoanele. Ok, vă ascult acum. Sunt închise și ale colegilor. Tot referitor la asistenții personali, avem și noi speță în situația aceasta. Rugăminte, difuzoarele trebuie și ele închise, nu doar microfoanele. Doar o secundă. Rugăminte, revenim la dumneavoastră un pic mai târziu. Da, da, da. Bun. Continuăm. Acum ar trebui să meargă. E ok. Da, te aude bine. O mai auzi tot rău? Da, da. Așa. Tot referitor la asistenții personali și noi suntem tot direcție de asistență socială cu personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local. Raportat la servicii,
Asistenții personali, considerați că se iau în calcul atunci când creăm un serviciu de 10 plus 1. De exemplu, noi avem un compartiment de 70 și ceva de asistenți personali. Ne-am lovit de situația asta raportat la crearea serviciului. Dacă se poate crea cu, nu știu, 5-6 funcții de funcționari publici și compartimentul de asistenți personal care sunt 70 ceva de funcții de execuție. Aveți funcții publice de ce? Consilier superior, consilier asistent, diferite funcții. În structurile respective aveți și funcții Dacă se poate publice. crea o structură care să includă și asistenții personali pentru a crea numărul ăsta de 10 Eu nu plus 1. văd o problemă ca asistenții personali care sunt posturi de asistenți personali să fie luați în calcul. Este o specificitate acolo că la un moment dat unii dintre asistenții personali dispar, da, în diferite situații, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu aveți alocat un număr de posturi pentru asistenți personali. Bun, și atunci nu văd o problemă. Am făcut diferite adrese și către minister și către ANFP în diferite direcții. Răspunsurile au fost efectiv, nu știu, nu foarte specifice Am și înțeles. cumva m-a lăsat la latitudinea noastră. Da, Cum eu nu văd o menționa problemă cu asta. Eu nu văd o că asistenții problemă. personale ar fi o excepție pe legea 63 ca și categorie de personal. Ele sunt o excepție pe legea, pe ordonanța 63. Da, pe ordonanță, scuze. Da, Da. da. În regulă, mulțumesc. Bun, cu drag. Doamna Ștefănescu, ați reușit? Cred că da, mă Da, auziți? acum Da. vă auzim. Vă mulțumesc, îmi cer scuze. Vă rog, cu Vreau drag. să vă întreb, doamna Felicia Stan, dacă am două posturi de administrator, unul într-un compartiment, altul în alt compartiment, apreciați că este post unic? Nu apreciez că este post unic, dar povestiți-mi un pic despre cele două compartimente. Sunt în locații diferite. Compartimentele, unul este la unitatea de administrare a bazelor sportive și unul este la hostel Grifon, adică Deci în locații diferite, aceleași atunci atribuții. putem să le considerăm posturi unice, pentru că ați văzut, este prin natura atribuțiilor și Și responsabilităților. responsabilități. Exact. Și atunci, da, dacă sunt în locații diferite, putem să apreciem ca posturi unice. Super. Super. Asta este prima întrebare. Și a Vă doua, vă rog. rog, pentru că deci chiar nu mai știu. Este vorba de o colegă angajată, e vorbesc de contractuale acum, angajată pe post de îngrijitor. Noi acum avem un post vacant de femeie de serviciu, muncitor 2, da? Cu atribuții de femeie de serviciu. A solicitat doamna care e pe post de îngrijitor, a solicitat trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile. Da, Întâlnim știu articolul. povestea asta. Da. Adică o știu ca și speță, așa? Aici ne bate în cap. În primul rând, eu așa zic că odată ce a apărut legea, automat posturile vacante de drept sunt desființate. Nu știu dacă Corect. asta una. A doua, ea ca și îngrijitor, poate să, deci fiind încadrată, că una sunt condițiile, eu așa văd, una sunt condițiile de muncă, altele sunt condițiile de încadrare. Ea ca îngrijitor, dacă fac cumva legătura cu condițiile de la mutare de la funcționarul public, trebuie să Așa îndeplinească fac și aceleași eu. condiții. Dar nu e Sigur așa? că da, e vorba de un act adițional, până la urmă este voința părților. Trebuie să faci un act adițional de modificare a felului muncii, a locului muncii. Nu e, adică nu este dați-mi un post unde să am condiții mai favorabile, că nu este chiar așa. Adică ea, da, este un drept al angajatului, dar nu este în același timp și o obligație, corelativ vorbind. Nu este o Angajatorului. obligație a angajatorului. Adică, da, există posibilitatea asta și puteți să-i respectați dreptul persoanei respective, dar cu respectarea și a celorlalte reglementări. Respectiv, ce înseamnă actul adițional, în ce condiții se încheie un act adițional, ce înseamnă, ce elemente poți să modifici din acel contract individual de muncă. Eu cred că trebuie să le aveți pe toate în vedere când vedeți dacă puteți să aplicați acea modificare.
Am înțeles. Vă mulțumesc mult de tot. Cu drag. Doamna Sterea? Doamna Sterea, aveți... Revenit, da? Vă rog. Stați o secundă, că iarăși suntem. Așa. Gata, am revenit. Vă rog. Vă rog. Rămăsese mânuța ridicată, să știți. Bun. Revin cu rugămintea să lăsați mâinile jos cei care ați încheiat. Da. Rămăsese ridicată. Bun. Doamna Ildico? Bună ziua, Simon Ildicu, sunt de la Primăria Municipiului Sfântul Gheorghe. Bună ziua! Aș avea două întrebări în legătură cu posturile de șef birou, adică cu desfințarea birourilor și posibilitatea de înființare a serviciilor. Noi nu intrăm sub incidența de a trebui desfința posturile vacante, astfel avem destul de multe posturi vacante pe care le-am putea folosi. Da, vă întrerup o secundă. Noastră sunteți sub cu diminuarea de 10%, da? Da, cu diminuarea de 10%, dar tot intrăm în normativ, deci cu diminuarea de 10% avem tot dreptul la 400 de 3 posturi, avem 300 și 11 aprobate. Deci avem posturi libere pe care le-am dorit să... No, și asta este întrebarea. Cum facem? Le transferăm, le mutăm, cum facem? Că, de exemplu, avem un birou cu 6 persoane de execuție, o conducere. Am dorit să transformăm acest birou în serviciu prin desfințarea posturilor la compartimentele vechi și înființarea unui... Ceea ce spuneți dumneavoastră, eu traduc cu un singur cuvânt, reorganizare. Da. Da, facem deci reorganizare. Trebuie să aplicăm regulile de la reorganizare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu îmi iau elementele de bază. De la ce plec? Am ipotezele, da? Am un număr de posturi, da? Am un procent, am niște structuri obligatorii și am niște structuri pe care eu trebuie neapărat să le... Nu sunt prevăzute expres de lege, dar este evident că sunt necesare pentru buna funcționare, da? Și atunci îmi stabilesc o organigramă, fac pur și simplu o reorganizare în adevăratul sens al cuvântului. Adică, ce înseamnă reorganizare? Îmi organizez activitatea într-un mod eficient și eficace pentru mine. Și văd care sunt structurile pe care vreau să le am în continuare și în ce formă vreau să le am. Vreau să am structură, sau nu că vreau, trebuie să am structură de resurse umane. La ce nivel vreau să o am? La nivel de direcție generală. O fac direcție generală și îi pun numărul de posturi. Vreau să am structură financiar-contabilă. La ce nivel vreau să o fac? La nivel de. Îi pun numărul de posturi și stabilez. După care văd structurile mici, pe care mici ca și număr de posturi, bineînțeles, da? Pe care aș putea, pentru eficientizare, să le comasez și văd acolo cum ar putea să arate. Da? Și în final trag concluziile unde duc posturile vacante în această reorganizare, astfel încât să-mi îndeplinesc normele de structură pe toate structurile pe care eu le-am gândit. Da? Posturile vacante în situație de reorganizare se desființează și se înființează, nu se mută. Da, dar am luat legătura cu ANFP-ul prin Așa. Telefon și da. Ne-au zis că înființarea... Nu prea merge. Adică au și... Deci nu ne-au putut da un răspuns concret și că se mai pentru gândesc. Că, da, pentru, mai că avem, pentru că avem acel articol care îmi spune că posturi vacante pot fi înființate. Dar ca sens, dacă vreți, dacă mă duc pe textul lui 518 și văd, și a lui 519 și văd ce înseamnă modificarea mai mult de 50% din atribuțiile unui post. Înseamnă reducerea acelui post. Dacă eu iau un post vacant de la structura de resurse umane și îl duc la structura de audit, nu înseamnă desființarea postului. Este evident. Da. Bun. Atunci, reevaluăm exprimarea și spunem așa că mutăm posturile vacante. Eu, ca scop, am același scop, să duc niște posturi dintr-un loc în altul. Dacă ar fi fost să aplicăm principiile regăsite în codul administrativ, ea s-ar concretiza în desființarea unor posturi și înființarea unor posturi. Dacă ANFP-ul spune că nu e bine să scriem așa, trebuie să ne bazăm pe cuvântul lor
și să rescriem, să găsim o formulă mai prietenoasă. Dar credeți că putem să folosim termenul mutăm, pentru că de fapt de mutat mutăm funcționarii publici, deci și posturi vacante. Avem două situații. Da. Avem două situații de mutare, mutarea oamenilor și mutarea posturilor. Prima este reglementată de articolul 506, da? A doua nu există. Da, deci de aia întreb. Dar putem să folosim așa, bun, credeți? Acum, când vorbim de mutarea oamenilor, vorbim de mutarea oamenilor și știm exact ce vorbim și ce trebuie să respectăm. Mutarea posturilor vacante nu există, tocmai din argumentul pe care vi l-am dat mai devreme, tocmai pentru că de fapt este reducerea postului și înființarea lui într-o altă parte, pentru că este o modificare cu mai mult de 50% a atribuțiilor. Dar noi în contextul ăsta putem să folosim, se mută următoarele posturi vacante, de la la. Mm-hmm. Da? Bine. Dar să facem o specificare foarte clară, poate prin identificare cu ID, acolo unde avem doar post, dacă avem funcții publice, să folosim ID-urile, astfel încât colegilor de la ANPP să fie mult mai ușor să identifice, da? Se mută postul cu ID-ul cu tare de la la. Da. Și aș mai avea o întrebare, vă rog frumos, în legătură cu arhitectul șef. Deci legea 350 din 2001 spune că, deci în cadrul aparatului de specialitate, structuri de specialitate în domeniul amenajării teritoriului. În cazul județelor și municipiilor, structura se organizează în direcție generală sau direcție. Ok. Deci acest lucru înseamnă că dacă... Deci e neapărat nevoie, nu? Să avem o direcție. Cel puțin la nivel de direcție, da. Și cu normă acolo, de structură. Și acolo cu 20 de acolo persoane. Acolo aveți normă de structură, da. Da. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Cu drag, doamna Țeposu, vă rog. Ascultăm. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să vă revăd de la primărie Cristian de Brașov. Aș fi vrut să vă rog să-mi spuneți referitor la asistența socială, tot am ridicat mâna pe când se discuta despre asta, acum reluăm din nou subiectul. Nu-i nimic, îmi cer scuze, mă rog. Nu-i nicio problemă. Sunt compartiment în cadrul, pentru că fiind comună, noi suntem organizați sub formă de compartiment cu două funcții publice și 25 de asistenți personali aprobați. Avem acreditare pe forma aceasta, fiindcă 797 așa ne permite la nivel de comună doar compartiment de asistență. Din păcate, da. Da. Acum, întrebarea mea este, în prevederile articolului 3 din Ordonanța 63, îmi spun că asistența socială se află în excepția numărului de posturi date de către ordonanța respectivă. Asta înseamnă că la asistență nu desființăm, da? Nu desființăm, mai am înțeles. Dar pot să nu țin cont de ele la acel articol 1 pe care mi-l dă în prefectura în tăierea de 10% a posturilor. Cu siguranță. Asta am vrut să spun, că de acolo deci nu se taie. Deci ele înseamnă excepție față de numărul acela. Asistența nu intră sub incidența tăierii de 10%. Ok. Deci chiar dacă sunt funcții publice, eu le duc frumușel, sunt plătite din capitol bugetar 68 ca toți asistenții personali și toată lumea, deci nu din capitolul de administrație, și atunci eu pe acelea mi le trec dacă în... Dacă numărul de posturi din cadrul acestei structuri de asistență socială intră pe excepție și este evident că intră pe excepția de la Ordonanța 63, ea nu face obiectul tăierii de 10%. Ok. Bun. Nu era această condiție, cum să zic, sine qua non, ca ei să fie plătiți din alt capitol. Nu, intră oricum în excepție. Nu, niciodată n-a fost corelată povestea asta cu de unde sunt plătiți. Că nu toate funcțiile de care desfășurau activitate pe asistență socială erau plătite din capitolul de asistență socială. Ok. Aia am făcut noi acum, prin această reorganizare, i-am și gândit să-i plătim din acel capitol ca să nu mai existe dubii. Deci important este că ele nu intre sub incidența acelor. Important este activitatea. Ok. Bun. Asta era o întrebare. Și a doua, dar aștept dacă cumva o să mai revenim asupra serviciilor publice. Noi avem un serviciu public de salubrizare cu identitate juridică distinctă, înființat în subordinea Consiliului Local, are 26 de posturi acest serviciu, deci nu va mai putea funcționa. Să-l preluăm... Cu personalitate juridică. Nu va mai putea funcționa cu personalitate juridică, da. Da, dar exact ce se spunea încă de la începutul intervenției colegilor,
Dacă îi preluăm în cadrul structurii noastre, odată că ne influențează numărul de posturi și apoi, a doua, nu mai pot primi acreditări. ANRSC-ul nu dau acreditări decât dacă au identitate juridică distinctă. Este o, asta am poate înțeles fi o și... problemă. Asta, într-adevăr, poate fi o problemă. Pe de altă, prima chestiune pe care ați spus-o, nu trebuie neapărat să îi preluați în aparat. Puteți să o lăsați structură în subordine, dar fără personalitate juridică. Și atunci nu ne influențează numărul de posturi al nostru? Păi nu, ei vă influențează numărul de posturi pe ordonanța 63, oricum. Păi nu, pentru că pe ordonanța 63 îmi spune doar dacă ai cu personalitate juridică, are posturi separate. Altfel, trebuie să le ai în numărul de posturi al instituției și pe mine mă dezavantajează acest lucru. Cu personalitate juridică, dumneavoastră, nu le luați în calculul numărului de posturi stabilit pe ordonanța 63? Păi așa îmi spune ordonanța 63, că serviciile publice de interes local cu personalitatea juridică sunt în excepție numărului ordonanței 63. Dacă și de asta ne-ați înființat așa, cu personalitate absolut, juridică. Absolut. Asta e un motiv și al doilea v-am spus, acela cu ANRSC-ul, pentru că ANRSC-ul, am înțeles și logica lor, spun așa, că nu pot să le dea acele acreditări decât dacă sunt cu personalitate juridică distinctă, deoarece ei sunt generatori de venituri. Ei încasează și trebuie să le gestioneze separat veniturile încasate. N-am, mă rog, ok, lăsați-mă să mă gândesc la o soluție pentru asta și eventual o reluăm mâine? Sigur, 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 sigur. Perfect. De mare interes că suntem în dubii. Înțeleg că până la final de 31 decembrie trebuie să spunem ce modalitate de reorganizare găsim exact, pentru ei. Exact, exact. Sigur, o reluăm mâine ca discuție. Mulțumesc frumos! Doamna Lăzărescu, cu drag! Bună ziua! Am și eu două întrebări. Tot legate de reorganizare, dacă este necesară consultarea sindicatului și dacă avem nevoie de avizul consultativ al Comisiei Paritare. Da, cu rugămintea să-mi spuneți ce fel de structură, de unde proveniți, din ce fel de structură? Primărie de municipiu. Am înțeles. Adică aveți și funcții publice și posturi în regim contractual. Da, exact. Reorganizarea pe funcție publică, încă o dată zic, este reglementată de articolele 518 și 519. Asta nu exclude consultarea Comisiei Paritare și a sindicatelor, dar nici nu te obligă să faci lucrul ăsta. Noi avem un act normativ pe care trebuie să-l punem în aplicare. Avizul Comisiei Paritare, care este un aviz consultativ, nu poate să facă diferența de aplicare. Da? Iar avizul Comisiei Paritare, Comisia Paritară se exprimă asupra situațiilor ce țin de condiții de muncă și așa mai departe. Adică nu este ca și cum poate face diferența în aplicare. Deci Comisia Paritară nu aș vedea aici intervenția Comisiei Paritare. În ceea ce privește sindicatul, dacă aveți sindicate constituite la nivelul UAT-ului, nu văd de ce nu i-ați implica în acest proces. Da, este obligatoriu sau nu? Nu este obligatoriu. Legea nu mă obligă să fac lucrul ăsta. Am înțeles. Și okay. Aș mai avea o întrebare. Persoanele cu funcții de conducere care nu mai îndeplinesc normativul de personal trebuie notificate cu privire la modificarea raportului? Sigur că da, e vorba de preaviz, ajungem imediat și acolo, articolul 519, sigur că trebuie notificat. Bine, vă mulțumesc. Bine, cu plăcere. Doamna Mureșan, vă rog. Nu vă aud foarte bine. Nu vă aud deloc. Îmi pare rău, nu se aude deloc. Ok, doamna Rusu? Nu. Bun, haideți să mergem mai departe. Vorbeam de mă întreba cineva, doamna Ionescu, cred, de alineatul 2 al articolului 18, care îmi spune așa, personalul încadrat în funcția publică de șef birou beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică. Și aș vrea să ne oprim un pic aici. Deci mai citesc o dată. Beneficiază de toate drepturile legale odată cu eliberarea din funcția publică. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că titularul postului de șef birou urmează să fie eliberat din funcția publică cu aplicarea reglementărilor în vigoare în acest moment. Respectiv, în funcție de categoria de regimul juridic aplicabil postului pe care îl ocupă,
Eu îi aplic acea reglementare, codul muncii, respectiv codul administrativ. Da? În ambele situații vorbim de preaviz și de notificare. Și nu putem să facem rabat de la această chestiune. Da? Tot ce înseamnă eliberare din funcție publică, prima teză a alineatului 2 vorbește eliberarea din funcția publică, rest, asta înseamnă, evident, aplicarea lui 519. Da? Doamna Mureșan, când vă reparați microfonul, îmi spuneți. Nu, tot nu vă auzim. Bun. Se aplică mai exclusiv codul administrativ, fiind vorba de funcții publice. Exact, exclusiv. Asta am zis. Articolul 519 din codul administrativ. Da. Da. Ok. Inclusiv, îmi continuă textul, prin ocuparea în condițiile legii a unei funcții publice de conducere ierarhic superioare, corespunzătoare vechimii studiilor, așa, sau a unei funcții publice de execuție vacante, corespunzătoare vechimii studiilor, de comun acord cu conducerea entității publice din care face parte. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că dacă eu am în organizația mea, deci am postul de șef birou pe care este evident că am un titular și trebuie să-l eliberez din funcție, dar am un post de director vacant, îl pun la dispoziție? Păreri, îi pun la dispoziție titularului postului de șef birou postul de director vacant în cadrul instituției? Nu. De ce nu îl pun la dispoziție? Păi ierarhic superior se poate pune la dispoziție, nu? Păi, nu. Nici măcar. Ce îmi spune 518? Să oprim microfoanele, da? Bun. Ce îmi spune 518-le? 518-le îmi spune așa că în caz de reorganizare, titularilor posturilor cărora li se desfințează postul și așa mai departe, tu ca instituție ai obligația, microfoanele, ai obligația să-l numești în funcția publică rezultată ca urmare a reorganizării. Ce înseamnă asta? În propria funcție, așa cum s-a reorganizat ea. Nu-l duci de pe o funcție pe o altă funcție, ci propria funcție rezultată în urma reorganizării. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă am un șef de birou, adică am un birou și transform biroul ăla în serviciu cu respectarea normativului de personal, postul de șef birou se transformă în șef serviciu și titularul postului de șef birou are dreptul la acel post. Nu înseamnă că îl iau de pe postul de șef birou și mă duc cu el, pun post de șef de orice ar fi el, că eu pot să am vacant în instituția mea postul de secretar general, care este post superior și pot să-i dau, să-i pun la dispoziție dacă o citim așa, dar nu pot pentru că nu este rezultat ca urmare a reorganizării. Eu trebuie să citesc acest text al alineatului 2 din articolul 18 roman în coroborat cu 518 din codul administrativ, pentru că nu pot să fac abstracție niciun moment de la regimul juridic aplicabil, de la legislația corespunzătoare regimului juridic aplicabil, da? Doamna Coprean, vă rog. Doamna Mureșan, reparați-vă microfonul, că degeaba am vorbit, îmi pare rău. Doamna Coprean, vă ascult. Bună ziua. Bună ziua. De la Consiliul Județean Cluj sunt. Bună ziua, doamnă. Acum, o primă întrebare. Deci 8% am înțeles că aplicăm pentru tot aparatul funcții publice, funcții contractuale. Deși aici la 8% zice că numărul funcțiilor publice de conducere. Da, dar formă mai am un alineat mai jos care îmi spune că se aplică în mod corespunzător. Da. Da. Acum, la nedesfințarea posturilor, excepția pe posturile vacante care nu se desfințează, zice, la un moment dat, la articolul, la aliniatul 5, litera L, vorbește de personal contractual. Personalul adică, contractual pentru organizarea și de spectacole și concerte, da? Da. Toate până acolo și după, de la A la N, sunt posturi vacante și aici e personal contractual. La ce se referă? Pentru personalul contractual pentru organizarea de spectacole și concerte punctual pentru aceste activități. Bun, adică posturile vacante.
Păi, evident. Da, am înțeles ce mă întrebați acum, că spune personal. Păi eu, da, e, nu e bine. Posturile aferente, sigur. Posturile în regim contractual care desfășoară acele activități. Da. Mă gândeam că dacă se impune acolo, se ajunge până la desfințarea posturilor ocupate, că se poate, dacă aplicăm 10% la punctul 1 ăla, să ajungem să desfințăm și posturile. Așa nu avem voie să desfințăm posturile ocupate de acel personal contractual implicat în organizarea de spectacole și concerte. Că așa o putem da. Da, putem să o citim și așa, să știți. Nu, mi se pare că dacă vă duceți pe 10% și ajungeți într-o situație în care trebuie să desfințați posturile astea, da. Posturile alea pentru organizarea de spectacole și concerte pot fi exceptate. Putem să o citim foarte bine așa. Mi-ați dat o percepție nouă asupra acestui text. Nu o citisem așa, recunosc. Da. O citisem ca fiind posturi corespunzătoare, dar putem să o citim în accepțiunea aplicării la 10%, da. Da, situația aceea. Da. Și acum, revin și eu la DGSPC, la direcția asta. Bine, noi nu ne încadrăm sub 50%, că e mare direcția. Da, sunt centre unde se merge pe desfințarea posturilor vacante, să înțeleg. Neintrând pe acea excepție de 10%, unde sunt vreo 9 instituții cuprinse în acel număr. Deci, ASPC-ul fiind pe excepția de pe OG63, noi am zis că mergem, desfințăm toate posturile vacante. Păi de ce să redesfințați? Pentru că nu este pe excepția de 10%. Când păi dar articolul, alineatul 1 de la articolul... Da. Iertați-mă. Stați așa ca să mă duc exact pe text. Deci alineatul 1 de la articolul 17 da. Nu se referă decât de la administrația publică centrală. Deci să înțelegem că tot ce este în UAT, adică... Da, pentru că îmi spune alineatul 1, îl citesc. Posturile da. Vacante din statele de funcție aprobate potrivit da. Legii la data intrării, cu excepția celor din cadrul UAT-ului și subdiviziunilor acestora. Da. Se desfințează. Da. La o întâlnire pe care am avut-o noi la prefectură, ni s-a spus așa, se aplică 10% pentru cei care intră în acel număr, din punctul 1 de pe OG63, și pentru ceilalți se desfințează vacantele. Nu pot să muți un șef de un compartiment pe altul. Doar dacă compartimentul lui s-a făcut compartimentul. Doamna Tănase, vă rog, închideți-vă în microfonul. Doamna Tănase, Nicoleta Tănase, vă rog frumos, închideți-vă microfonul. Sau vorbiți cu noi, dacă este, că vă auziți... Ok, revenim, doamna Coprean. Da, așa a fost, așa mi s-a spus atunci, că se aplică 10% pentru instituțiile care intră pe punctul 1, pe OG63. Pe punctul 1, celelalte sunt exceptate. Merge pe reorganizare, da, exact, da. Iar celelalte instituții care nu intră acolo, celorlalte instituții li se aplică desfințarea posturilor vacante. Noi ce avem aici? Avem spitale, 5 spitale, avem deja SPC-ul. Păi spitalele care țin de Consiliul Județean. Care țin de Consiliul Județean, da. Da, la spitale, da, desfințăm, da. Nu vă mai aud. Pe partea administrativă. Mă auziți? Vă aud. Așa. Unde aplicăm desfințarea posturilor vacante pe partea funcțională, deci resurse, contabilitate și așa mai departe, nu pe partea da. Medicală, că sunt exceptate. Da. Pe partea medicală mergem doar pe verificarea structurilor, să aibă orice șef, să aibă 10... Norma de structură. Norma de structură. Pentru că și aici avem discuții cu ei. De exemplu, au serviciu de anatomie patologică. Bun, rămâne sigur titulatura de serviciu anatomie patologică, dar fiind cu 6,5 posturi, nu mai poate să aibă medic șef serviciu, că așa au ei funcția. Păi și de ce să rămână cu titulatura de serviciu? Pentru că așa este avizat în structura aprobată de către minister și aici ne duce cu gândul la serviciu oferit, nu la structură. Și așa mai este încă... Da, atunci nu trebuie să aplicați norma de structură.
Nu ar trebui, nu, pentru că ați văzut cum scrie. Pentru constituirea unui serviciu. Da, pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de 10 posturi de execuție. Deci eu nu aș vedea o care rămâne cu denumirea de serviciu. El rămâne compartiment acolo. Și structura rămâne compartiment și se desfințează și postul de șef serviciu. Da. Pentru că un alt spital, două spitale din cele 5 sunt în situație, un spital are serviciu anatomie patologică, dar nu are medic șef serviciu pentru că are, nu are, nu are 5 posturi și nu au înființat. Deci sunt două situații din asta. Eu aș schimba titulatura, dacă mă întrebați pe mine, aș schimba titulatura pentru că induce în eroare și nu ar trebui. Nu este un serviciu public, este un serviciu. Da. Da, 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 e așa un serviciu oferit. Da, nu, este un serviciu, nu este un serviciu oferit, nu. Eu aș vorbi și cu Ministerul Sănătății un pic aici, să da, vedeți și percepția dânșilor. Știți cum e, nu prea mai avem timp să cerem păreri, trebuie să luăm deciziile. Da, așa este. Termenele sunt extrem de scurte pentru că dacă ar fi, ați văzut că peste tot spune că măsurile de reorganizare se aplică până la 31 decembrie. Ca să aplici măsurile de reorganizare, se adoptă până la 31, nu se aplică. Se adoptă până la 31 decembrie, ar trebui teoretic să ai măcar structura aprobată până la 31 decembrie, dacă nu cumva și preavizele date. Da? Acum, referitor la vă rog. Referitor la termenul de 31 decembrie, trebuie să aprobăm structurile și pentru instituțiile de cultură care nu îndeplinesc acea condiție de 50 de posturi ocupate și așa mai departe, care asta au oarecum. Acolo cred că trebuie doar să stabiliți modalitatea. Atât și să o afișăm pe site? Da, exact. Așa deci îmi spune aici. Să intrăm acum, da, la articolul 29. Deci 29, da. N-ar trebui să intrăm acum, pentru că este articolul 6, mi se pare, de la ăsta care impune tot așa un termen și n-am înțeles acel termen. Alineatul 6 spune așa, conducătorii autorităților care au în subordine, în coordonare astfel de instituții, inclusiv instituțiile publice asimilate cărora sunt incidentele așa, au obligația de a publica pe pagina de internet în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, lista instituțiilor care se vor desființa, reorganiza sau își vor transfera activitatea și personalul. Deci, în principiu, ordonatorul de credite ar trebui să găsească modalitatea de reorganizare și să o publice în 60 de zile. 60 de zile este la 31 decembrie, practic. Da, dar până atunci tot trebuie să știi ce vrei să faci. Da, atunci nu-i ăsta, că era undeva unde se aciza, deci conducătorii autorității au obligația de a publica 60 de zile și vă transfera activitatea pe care îmi spune de 1 ianuarie 2025, despre aia vorbiți, este alineatul 11. Prin excepție de la termenul prevăzut la alin 1 pentru instituțiile din domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale, culturii, precum și din alte domenii aprobate prin memorandum de guvern, de Guvernul României, termenul de intrare în vigoare pentru procesul de comasare, desfințare, reorganizare, fuzionare sau transfer al activității este 1 ianuarie 2025. Da. Dar uitați-vă la alineatul 7, că acum n-am reținut bine. Zice, până la data de 31 decembrie 2023, conducătorii instituțiilor au obligația de a finaliza procesul de desfințare, reorganizare, fuzionare sau transfer. Așa, prin stabilirea organigramelor statelor de funcție. Prin aprobarea noilor organigrame. Exact ce spuneam mai devreme. Până la 31 decembrie trebuie să aprobăm organigramele. Deci, dacă ar fi să transpunem pe funcții publice, dar nu la dumneavoastră, la administrația publică centrală, este parcurgerea procedurii de avizare și emiterea actului administrativ de stabilire a noii structuri. Iar la dumneavoastră, hotărârea de Consiliu Local, de Consiliu Județean. Da, pentru că avem o situație, de exemplu, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei este cu funcții publice.
Bun. Facem diminuarea de 15% la numărul de personal ocupat, că așa ne spune. Nu au, îndeplinesc, nu au 50 de posturi ocupate. Îi lăsăm cu personalitate juridică. Am făcut memorandum, dar în ideea că nu o să obținem așa aprobare prin memorandum, atunci îi lăsăm fără personalitate juridică, zic eu, în subordinea noastră, și la ăștia, practic, noi până în 31-a 12-a trebuie să luăm măsura de ce? Să aprobăm organigrama, stat de funcții. Să aprobați organigrama și statul de funcții, da. În ce condiții funcționează până la 1 iulie 2024 care intră aici? Păi trebuie să vedem pe care dintre articole intră efectiv. Măsurile de reorganizare trebuie luate până la 31 decembrie 2023. Da, și au dreptul să funcționeze în forma care sunt. Până la păi, atunci, în cazul ăsta, hotărârea de Consiliu poate prevedea acest termen. Da, am stabilit măsurile de reorganizare și ele pot intra în vigoare cu termenul din 2024. Așa, exact. Cam așa trebuie să sune. Da. Ar respecta ambele dispoziții. Da, da. Ce ziceți? S-ar putea lua o măsură de reorganizare, de exemplu, la instituțiile de cultură, care nu au 50 de posturi, să facem o comasare între ele mai repede, acum, până în 31 decembrie? Eu zic că nu. Cred că ar trebui respectat ultimul termen, termenul de anul viitor, și eu cred că ar trebui văzută și percepția structurii centrale care coordonează metodologic. Păi avem pentru nevoie că de ar trebui să aibă o abordare unitară, cred eu. Bun. Mulțumesc, deocamdată. Cu drag. Mai avem niște mânuțe ridicate, doamna Popescu. Bună ziua! Bună ziua! Am și o întrebare, vă rog, în ceea ce privește aplicarea prevederilor articolului 17 alineatul 1 din legea 296 referitor la desființarea posturilor vacante. Așa. De la instituția Poliția Locală, o instituție cu personalitate juridică. Noi nu intrăm pe prevederile alineatului 8 cu desființarea 10% din posturi. Mai desființăm posturile vacante? Deci dumneavoastră nu sunteți pe alineatul 8 pentru că nu sunteți pe punctul respectiv. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei oate stabilit potrivit articolului 3 roman din ordonanța 63, se reduce cu 10%. Deci dacă nu intrați acolo, intrați pe prima parte. Deci desființăm posturile vacante? Dacă are personalitate juridică, da? Avem personalitate juridică, da. Da. Chiar dacă suntem în subordinea unității administrativ-teritoriale? Păi nu sunteți în unitatea administrativ-teritorială. Nu suntem în unitate, suntem în unitate subordonată. Am înțeles. Dar nu faceți parte din niciuna dintre excepțiile de aici. Nu vă încadrați nicăieri. Corect? Da, noi apreciam că suntem totuși o parte a unității administrativ-teritoriale fiind în subordine acestuia, adică suntem înființați printr-o hotărâre a Consiliului Local. Sigur că da, asta este evident că sunteți și sunteți înființați în condițiile legii. Legea obligă să aibă poliție locală OAT-urile și vi se dă numărul de posturi, dar vedeți că aici face trimitere la două situații. Fie sunteți din cadrul unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziuni, nu este cazul, fie sunteți înființați pe punctul 3 roman din ordonanța de urgență 63. Nu sunteți în niciuna dintre situațiile astea, corect? Corect. Bun. Atunci vi se aplică regula generală. Am înțeles. Și mai am o întrebare, vă rog, referitor la modalitatea de emitere a deciziilor de eliberare din funcția publică pentru persoanele care ocupă funcția publică de șef birou. O să ajung imediat la discuția asta. Okay. Bun. Doamna Lăzărescu, vă rog. Mulțumesc. Cu plăcere. O altă întrebare. Ce se întâmplă dacă Consiliul nu aprobă reorganizarea până la 31 decembrie? Nu aprobă, adică nu se emite hotărârea de Consiliu până la 31 decembrie. Exact, da. Da. Deci asta este... Nu există sancțiuni. Nu există sancțiuni, da. Asta este o chestiune pe care, o întrebare pe care ne-o punem de multe ori.
dar nu cred că este o abordare neapărat sănătoasă, pentru că legea este imperativă, îți spune ce să faci. Faptul că nu prevede o sancțiune nu înseamnă că îți dă posibilitatea să nu o aplici. Și ce facem în cazul acesta? Ce facem pe 4 ianuarie? Este un must, dacă vreți, da? E adevărat, dar eu nu pot să convin Consiliul să voteze până la 31 decembrie. Dacă am înțeles. Ce ține de dumneavoastră, respectiv de mersurile, le faceți. Așa ce ține de Consiliul local, respectiv județean, ține de ei. Dumneavoastră faceți partea dumneavoastră de treabă. Și cum funcționăm în anul următor? Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că legea nu prevede o astfel de situație. Legea prevede că până la 31 decembrie se face. Dacă legea prevede că trebuie făcut, cum ar putea cineva să găsească o altă variantă? Da, poate găsește acel consiliu care nu aprobă. Da. Da, știu că dumneavoastră aveți o limită până unde puteți să lucrați, dar dumneavoastră vă faceți treaba. Și de acolo fiecare să meargă mai departe. Am înțeles. Mulțumesc. Pare rău că nu am un răspuns punctual pentru situația dumneavoastră. Doamna, nu este tot neapărat situația mea. Mă gândesc. Nu a dumneavoastră. Situația ridicată de dumneavoastră. Știu și de asta am și ezitat un pic cu răspunsul, pentru că foarte multă lume mi-a adresat întrebarea asta și trebuie să recunosc că personal, dar e o chestiune personală a mea, cumva mă intrigă întrebarea, pentru că știu că sunt structuri care nu fac ce trebuie făcut, dar dacă există un act normativ care ne spune ce să facem, mie mi se pare că nu ar trebui să ne aflăm în situația în care nu facem. E strict percepția mea. Doamna Pop, vă rog. Cineva are un microfon deschis și nu vorbește cu noi? M-auziți? Vă aud. Bună ziua! Suntem instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean. Avem personalitate juridică. Întrebarea este în ce măsură nouă ni se aplică aliniatul 10 din articolul 29? Pentru că noi inițial am considerat că acolo ne-am încadra. Aliniatul 10 cu excepția, da? Da. Da. Sunt exceptate de la prevederea alineatului 1 instituțiile publice din domeniul culturii de interior județean și local, de la alin 1, unde alin 1 este cu reorganizarea. Exact. Am ascultat mai devreme și discuția cu doamna de la Consiliul Județean Cluj. Da. Da, și mi se pare că s-a exclus acest alineat, ori noi... Acesta l-am avut în vedere când am... Sunt exceptate de la prevedere instituțiile publice în domeniul culturii de interes județean și local, precum și instituțiile publice care au fost înființate ca urmate a branșa și orice alte instituții pentru care se aprobă memorandum de către Guvernul României. Da, pare să că aici vă încadrați. Deci ne-am încadra. Da. În regulă, totuși am înțeles că Consiliul Județean ar dori să facă această reorganizare, probabil nu prin această lege, ci după dorința dânșilor. O reorganizare pentru eficientizare. Eficientizare, exact. Nu se pare că ar fi doar o amânare? Prin excepție de la termenul prevăzut la alin 1, mi se pare că 10-le este mai specific. 10 vorbește efectiv de domeniul culturii de interes județean, ceea ce înseamnă aceste structuri înființate în subordinea dumneavoastră. Iar aceasta vorbește doar în excepție de la termen. Doar termenul îl exceptează. Adică mie 31 decembrie... Nu e 1 iulie 2024, iertați-mă, este 1 ianuarie 2025, doar de la termen exceptează. Nu, nu vă aud. Eu să dau cu drumul la cameră și la microfon. Cred că a intrat altcineva. Doamna Ciornei, faceți într-un fel și
Închideți-vă microfonul puțin ca să putem să finalizăm aici. Deci vă înțeleg doamna. Că și dumneavoastră mi se pare că articolul alineatul 10 vi se aplică. Sunteți da. Instituție de cultură înființată în subordinea da. Structurii județene. Exact, exact. Și aș mai avea o întrebare vis-a-vis de reorganizare. Noi suntem... Ce se întâmplă cu funcțiile de contabil șef? Care s-au aflat, adică au... În cazul nostru, funcția de contabil șef este o funcție de conducere a biroului financiar contabilitate administrativ. Și avea până acum normă de structură? Nu avea normă de structură contabilul șef. Cum era? Ce structură este funcție de conducere a biroului financiar contabilitate administrativă. Da, dar este asimilată cu altceva? Asta întreb. Îmi permite să intervin în legea da, salarizării în legea salarizării este pe același nivel cu directorul adjunct. Ok, deci dacă e director adjunct nu are normă de structură. Exact asta am zis. Bun. Zice, deci este salarizat, din anexa 8 postul de contabil șef de la alte funcții. Ok. Deci nu este asimilat efectiv, ci așa l-am apreciat noi ca fiind... Așa a fost introdus în organigramă de către organul ierarhic superior. Mă rog. Bun. Și asta vreau să vă întreb. În ce măsură acestui post îi se aplică prevederile legii... de reducerea posturilor de conducere. Deci dacă este referitor la norma de structură, nu consider că ar trebui să aibă normă de structură atâta timp cât este asimilat ca adjunct. Da. Dacă el este asimilat cu funcție de adjunct, adjunctul nu are normă de structură. Am înțeles. Deci n-ar din trebui alte să... puncte de vedere, că nu vă mai încadrați în 8%, că nu mai există, că trebuie comasat, atunci e o chestiune de oportunitate. Dar efectiv de aplicarea normei de structură nu face obiectul. Am înțeles. Și dacă pentru celelalte birouri am putea să le transformăm în compartimente, da. Da, aici care este funcția de conducere? La contabil șef? Nu expre contabil șef. Ce post de conducere putem să alocăm acelor compartimente? Niciun post de conducere. Niciun post. Poate să existe doar ca și compartiment de sine stătător, există fără post de conducere. Există ca și compartiment specializat, care poate fi coordonată activitatea acolo printr-un act administrativ al conducătorului instituției, prin care se delegă coordonarea. Sau comasate mai multe compartimente care au cât de cât legătură și pus peste ele un șef pe activități serviciu. Care sunt complementare mai mult sau mai puțin. Da, am înțeles. Okay. Cam atât a fost. Mulțumesc frumos. Cu drag. Doamna Bondoc, vă rog. Bună ziua. Sunt de la un spital din Argeș, de bună specialitate și avem o fetă la biroul de contabilitate. Șef birou este suspendat pentru că îndeplinește acum funcția de director financiar. Se desfințează postul de șef birou. Dar persoana, funcția pe care o exercită titularul dumneavoastră este tot în instituția dumneavoastră? Da. Este am înțeles. Care ar fi trebuit să fie șef birou, numai că este suspendat. Păi nu este suspendat. Este exercită cu caracter temporar, ceea ce nu implică suspendare. Vedeți că modificarea raportului de serviciu și prin comparație, dacă vreți, a contractului individual de muncă nu presupune suspendare. Este... o situație specială în care postul rămâne temporar vacant. Dar în situația aceasta, măsura exercitării temporare încetează. Nu e ca și cum ar fi titularul postului în concediu pentru creștere și îngrijire copil, când legea îl protejează. Situațiile de suspendare de drept sau chiar la inițiativa titularului au o anumită doză de protecție a titularului postului, în timp ce măsurile de mobilitate, cum ar fi aceasta de exercitare cu caracter temporar, nu presupun o astfel de măsură. De ce? Pentru că oamenii sunt în continuare activi. Eu pot înceta măsura oricând. Și atunci, încetez măsura exercitării cu caracter temporar. Nu! Nu ce? Îmi cer scuze! Am apăsat pe... Dar voiam să vă spun, îmi cer scuze, referitor la spital, directorul financiar contabil nu este...
cu exercitare temporară la spitale, directorul financiar contabil este prin concurs cu contract de administrare pe o perioadă de 3 ani. Păi, doamna, legii nu mi-a 95, spus asta, scuzați-mă, da, nu mi-a spus scuze, asta. Am și apăsat din greșeală, dar... Ați apăsat foarte bine, doamna Ionescu, da, mulțumesc deci de intervenție. Cu siguranță, la membrii comitetului director de la spitale, funcțiile se exercită prin concurs cu contract de administrare. Ok, atunci este într-adevăr contractul suspendat. Este într-adevăr contractul suspendat. E în regulă. Așa, acum reluăm. Deci aveți un titular de șef birou care este prin concurs numit pe un alt post, deci are contractul individual de muncă suspendat și ce se întâmplă cu postul lui? Asta mă întrebați. Da, da, da. Bun, ideea e în felul următor. Nu mai putem să folosim noțiunea de șef birou. Da? La momentul revenirii din suspendarea titularilor, asta ca și reglementare generală. Cum aplicăm pentru titulari suspendați? Aplicăm că la momentul revenirii din suspendare se pune în aplicare legea. Adică el, lui dau, îl bag în preaviz la momentul la care revine din suspendare, oricare ar fi modalitatea de suspendare. Da? Îmi cer scuze pentru neînțelegere. Am crezut că vorbiți despre promovarea temporară. Ok. Domnul Boroș, vă rog. Așa. Da, da, vă ascult. Acum am și eu două întrebări. La eliberarea din funcție de șef de birou, ce trebuie să întocmim decizii? Depinde ce acte emiteți dumneavoastră. Ce acte emiteți? 20. 2. Nu știu, ce acte emiteți dumneavoastră? Deci, noi putem... Dacă ar fi să alegem între decizie sau act adițional, asta era... Nu, actul adițional nu are nicio legătură cu situația. Este încetarea contractului individual de muncă, este un act de încetare a contractului individual de muncă, dar el este însoțit de un act administrativ. Da? Această procedură de eliberare din funcție, indiferent că e post de natură contractual sau post de funcție publică, repet, presupune o notificare și un preaviz. Trebuie să-i dați preaviz. Toate procedurile astea administrative ar trebui însoțite de acte administrative. Nu știu care este actul care se pretează, pe care le emiteți dumneavoastră de obicei. Decizii, probabil. Ne auzim? Doi? Decizii de vă auziți? Nu știu cine întreabă, dar vă auziți. Ziceți, domnul Boroș. Da, ideea a fost la noi când s-a vorbit de structură. Noi am încercat să comasăm ca să facem un serviciu, birou financiar contabil cu aprovizionare transport. Perfect. Acum, având doi șefi de birou. Ajungem imediat la acea... Este o, facem o, de partajare este o prevedere punctuală acolo. Este o prevedere punctuală. Acolo unde am doi șefi de birou, eu trebuie să fac o testare între cei doi. Da? Da. Cumva. Și le pun ambilor, le dau ocazia ambilor să aplice pentru acea poziție. Și ei pot da, sau dacă ambii vor și își doresc postul ăla, pot da o testare între ei doi. Da? Părerea mea personală este că pentru asta ar trebui să existe și o procedură făcută. Adică nu ar trebui să o aplic punctual așa cum vreau eu în momentul ăsta, ce ar trebui să-mi aprobă la nivelul structurii mele cu personalitate juridică, la nivelul entității, da? Să îmi stabilesc o procedură pentru această situație. Pe funcție publică, cumva există. Procedura este dată prin codul administrativ, nu foarte în amănunt, dar există procedura. Pe contractual nu există. Am înțeles, vorbeam înainte colegii că funcția de șef birou contabilitate este asimilată cu directorul adjunct. Așa spuneau colegii, da. Dar eu nu știu cum este birou contabilitate, contabilul șef, nu șef de birou contabilitate. Am înțeles, mă scuzați. Contabilul șef. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Bun, doamna Mureșan, ați reușit? Apăsați butonul, microfonul. Am reușit, mă scuzați. Bravo,
Haideți să vedem. Am pierdut foarte mult ca trebuie să-și ies din curs. Nu știu dacă cumva s-a discutat. În legătură cu serviciul de utilități publice, vorbea colega de la tot de la Brașov. Am uitat să mă prezint, sunt de la primăria Râșnov-Brașov, județul. Așa, eu am văzut acolo că ar fi o excepție la sub, la articolul respectiv unde zice că se desfințează aliniatul 8, unde ne zice că prin memorandum putem să-l salvăm în cazul, și trebuie să ai niște condiții, da? Activitatea aliniatul 8 de la ce? De la unde sunt serviciile publice, articolul 29. Așa. Aliniatul 8 ne spune că activitatea unei instituții publice este considerată unică dacă îndeplinește următoarele așa și prin condiții. Și prin Guvernul României poate aproba prin memorandum excepții de la procesul de desfințare, reorganizare. Eu m-am pentru gândit... instituții, numai în situația în care activitatea instituțiilor publice este considerată unică. Fiind serviciul de utilități publice la nivelul localității la noi, neavând altcineva astfel de atribuții, m-am gândit că am putea să-i salvăm prin astfel de... Deci, prin memorandum, spre exemplu. Ca să nimeni luăm... Vorbim aici despre articolul 29, respectiv instituții publice cu personalitate juridică aflată în coordonarea, da, subordonarea autorităților, care își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții. Și noastră nu le îndepliniți? Nu le îndeplinim, nu avem 50 de posturi. Am înțeles. Am înțeles, da. Și ați făcut memorandum? Deocamdată nu. M-am gândit că prin asta am putea să salvăm. Da, dar ar trebui, cred că sunteți foarte contra cronometru. Păi cumva zice că de la 1 iulie. Nu. Nu spune de la 1 până iulie. La început, așa ce a început. Că nu mai pot desfășura activitatea de la, da, 1 iulie, aveți dreptate, iertați-mă. Da. Pentru mine a rămas 31 decembrie. 31 decembrie organigrama noastră. Mai aveam acum o întrebare la dumneavoastră legat de forma aceea prietenoasă de care ne spuneați. Că eu, spre exemplu, sunt în situația în care am posturi vacante de natură contractuală, spre exemplu, muncitor calificat sau necalificat, care nu mi-ar mai folosi ca post, dar m-aș folosi de el să-l fac funcție publică, să-l mut, să susțin o structură. O, doamne, aici nu știu ce formulă prietenoasă am putea găsi, că este clar că se desfințează un post contractual și se desfințează o funcție publică. Că da. Nu, eu cred că este evident că așa va trebui să scrieți în fundamentare. Exact, asta mă gândisem, fiind reorganizare. Și vă întreb acum, neavând, că am pierdut mult din discuția dumneavoastră, la, de exemplu, șeful de birou, la resurse, dau exemplu, aveam 8 în subordine, da? Puteam să fiu serviciu de mult, dar n-am vrut. Și acum, dacă eu iau din altă parte și aduc aici, mut postul, îmi susțin structura, adică nu cred că trebuia înainte de apariția. Nu, este în regulă dacă la data reorganizării. Deci ce se întâmplă la data de 30 octombrie? La data de 30 octombrie, ce am vacant și nu intră pe excepții, desfințez, da, și la fel de bine nu pot să mai folosesc, cu o excepție de termen, nu mai pot să folosesc postul de șef birou. Așa am înțeles. Da, asta trebuie să fac eu la data de 30 octombrie. Sigur că pentru posturile de șef birou îmi spune legea ce să fac, îmi spune reorganizează-te, da, și posturile vacante. Structura. Și posturile vacante eu le tai practic tot la 31 decembrie, numai că nu le mai pot folosi. Da, da? Și posturile de șef birou nu le mai pot folosi. La 31 decembrie trebuie să trag linie pe toate măsurile astea și să văd cum pot eu să funcționez. Da, și pentru atunci, că da, din posturi, îmi rămân suficient de vacante încât să susțin structurile. Doar că exact, reorganizare. Noțiunea de transformare, cum era înainte pe 188, transformarea postului. Nu mai există din natură contractuală în natură, a fost până la urmă. Nu mai există, ci există stabilirea postului. Puteți să folosiți, uitați, aceasta este o sintagmă pe care cred că puteți să o folosiți. Stabilirea postului contractual de ce e el muncitor, da, în funcție publică în cadrul compartimentului serviciului cutare. A, deci poți să și este o stabilire și nu folosim noțiunea de înființare. Este o stabilire, adică este un post existent, da, pe care eu îl stabilesc funcție publică în cadrul unei structuri.
Chiar dacă asta nu are prerogative o... de putere publică, că de exact. Fapt acolo era... Exact așa, și argumentați cu prerogativele de putere publică, vă duceți pe articolul 375 și argumentați cu asta. Da. Cred că asta este o formulă variantă, bună. Da, mulțumesc. Da. Mai aveam o întrebare pentru o colegă care nu poate să participe la curs. Este în situația în care ea, dacă taie 10%, deci ea nu a înființat tot ce îi dă prefectura, nu le are înființate pe articol, pe 63, pe excepție, fiind UAT. Și dacă taie cele 10%, tot ar mai putea înființa posturi. Și acum... Mai ziceți-mi odată ce nu are, ce nu... Deci are... La momentul actual, în structură, nu are numărul total de posturi care îi le dădea prefectura, ne trimite, deci nu, care se acordau pe 63, pe ordonanța 63. Ok, dar ce activitate, care e activitatea? O UAT. Nu, nu. Ce activitate este chiar UAT, aparatul propriu? Aparatul propriu nu are nimic. Ok. Ea și după ce nu are numărul de posturi. De ce nu are numărul? Toate, toate, nu s-a vrut. Am înțeles. Dar nu e un număr minim de posturi. Mai pune problema și se vrea sau nu se vrea. Mă rog. Da. Ok. Foarte bine că ați fost în ANFP și ne izbeam de multe. Păi da, pentru că acolo problema era de numărul minim de posturi. Da. Și maximul de posturi nu-l are înființat. Iar ea, după ce aplică procentul de 10%, tot ar mai putea înființa. Și acum ce să facă? Mai înființează sau nu mai înființează? Deci, practic, nu pot înființa posturi. Deci, da? Nu se dar poate. Numărul de posturi, doamna, dacă mă întrebați pe mine și aș fi eu care ar trebui să fac această aplicare, aș face așa, aș lua numărul de posturi dat prin adresa prefectului, da. aș diminua cu 10% da. Și aș vedea dacă mă încadrez în numărul de posturi și aș continua așa. Ați merge cu... Se încadrează? Chiar mai poate să înființeze și ar mai vrea să înființeze, dar nu știe ce să facă. Păi nu, să-și stabilească structura pe normativul numărul... minus 10%. Da. Să facă reorganizare cu numărul sigur că da. Se reorganizează da. Numărul de posturi legal stabilit. Da, și tot așa cumva să zică că se stabilesc sau nu, cum să motiveze. Acolo e o discuție. Dar nu știu dacă mai trebuie motivat, fiind reorganizare și înființând anumite compartimente, scrie doar că se, nu știu cum să fac, găsește o formulă, nu știu ce se... Bun, hotărârea dumneavoastră urcați pe portal la ANFP, dar oricum trebuie să aveți nota de fundamentare. Da, trebuie să avem și în conștiință. Și de câte posturi ar fi vorba? Nu știu să vă zic asta, că nu este. Am înțeles. Mea. E da. Ușor discutabil, pentru că într-adevăr se înființează posturi. Mai aveam pentru mine o întrebare, nu știu dacă s-a discutat cât am lipsit. Am direcție de asistență socială fără personalitate juridică. Okay. În care persoanele din compartimentul autoritate tutelară asistență socială intră în aparatul propriu al primarului. Și asistenții personali care sunt excluși, da, ca număr, dar cu ei am făcut direcția la vremea respectivă prin actul normativ al lor specific. La nivel de oraș și un număr de locuitori m-a obligat să am direcția. Am două posturi și acum se vrea desființarea postului de director și nu știu dacă se mai vrea și susținerea postului păi, de asistență. Stați puțin, dacă normativul vă spunea să aveți direcție, de ce desființăm acum? Păi nu vrea nici să se ocupe și nici nu mai vede rostul să mai ținem. Nu, dar aveți în continuare un act normativ care vă spune că trebuie stabilit la nivel de direcție? Păi asta vreau să vă întreb. De vreme ce asistența socială, cel prin asistență socială, te obligă să faci direcție la nivel de oraș. Eu acum cu reorganizarea pot să, exact ca și la auditor. Când... Da, eu trebuie să respect după în interiorul numărului de posturi stabilit pe legea 296, trebuie să respect celelalte reglementări, respectiv această hotărâre de guvern, cât e 797, cât e. Cred că da, nu mai știu da. Exact. Da, ok, deci eu trebuie să o respect și pentru că mi influențează și numărul de posturi de conducere. Știu. Știu, dar nu puteți să nu o aplicați. Deci trebuie să las tot la nivel. Este de exact cum ne-a întrebat colega noastră mai devreme, care e sancțiunea? Sancțiunea este sancțiunea este că nu e ok. Nu este ok, exact, că până la urmă avizul ANFP-ului nu mai este obligatoriu, este doar... Deci dumneavoastră nici nu aveți aviz ANFP, numai administrația centrală are aviz ANFP. Exact,
ca să zic că mă prevalez de ceva. Și plus de asta, de ce nu se vrea, că desfințăm direcțiile economică și de investiții, achiziții, care nu, sunt mult mai importante și sunt ocupate. Păi dacă nu are personalitate juridică, de ce ar avea activitatea asta suport la nivelul ăsta? Că dacă nu are personalitate juridică, ăsta este unul dintre argumente, nu? Că se ajută de activitățile suport de la... Da, ordonatorul exact. De credite. Da, și noi desfințăm directorul economic funcția și director investiții achiziții, transformăm da. În ziceți, serviciu și atunci normal că nu putem lăsa direcția asistență socială, adică... De ce normal? La, fiind un oate mic și așa nu este... Nici am înțeles. Asta este o chestiune de oportunitate, internă. Dar după da. Părerea mea ar trebui să aveți în vedere și prevederile legale specifice. Am înțeles. Da, bine. Deci ar trebui să le consulte acelea. Vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Doamna Troacă, vă rog. Noi suntem în acea situație ca și doamna de la Brașov, dar noi suntem serviciu. Deci pe articolul 29 de la 1 iulie 2024 nu mai putem să funcționăm ca și serviciu, deoarece nu avem peste 50 de posturi, avem 44. Problema este că eu nu înțeleg, dacă primăria își face organigrama până la 30 decembrie, noi cu 1 ianuarie trebuie să facem și noi organigrama noastră. Titulatura de șef serviciu nu mai există și atunci nu știm unde ar trebui să fim. Șef serviciu există, nu mai există șef birou. De ce să nu existe șef de serviciu? Am înțeles că dispare și șeful de serviciu. Unde ați înțeles? În lege. De ce? N-are norma de structură sau ce? Deci el era serviciu, funcția de conducere era șef serviciu. Așa. Până aici suntem bine. Respectăm tot. Dar ca și număr de angajați, după aia nu-l mai respectăm, că nu avem peste 50. Nu, trebuie să aveți peste 10. Altceva vă spune aici. Spune că nu puteți, își desfășoară activitatea doar dacă îndeplinesc condițiile cumulative a un număr de 50 de posturi. El nu dispare ca serviciu public sau ce? Da. Ca personalitate juridică. Îi dispare personalitatea juridică. Nu dispare postul. Șef de serviciu rămâne șeful serviciului, conducătorul structurii, dar nu mai poate ființa cu personalitate juridică. Și atunci, în perioada 1 ianuarie 31 iulie, noi cum ar trebui să funcționăm? Pe dumneavoastră funcționați în continuare pe reglementarea de acum, dar vă stabiliți, faceți o hotărâre de consiliu, adică fac colegii de la consiliu, de la primărie, o hotărâre de consiliu prin care se stabilește organizarea dumneavoastră valabil cu 1 iulie 2024. Am înțeles, mulțumesc. Cu plăcere. Doamna Ionescu, ia ziceți. Da, mulțumesc frumos. Tot la acest articol eram și tot cu o instituție publică care nu are 50 de posturi efectiv ocupate, are activitate unică. Nu ocupate, ci aprobate. Și zice și efectiv ocupate, nu zice așa? Și efectiv ocupate. Nu are nici aprobate. Da, corect. Aprobate cu publicii și efectiv ocupate în structurile organizatorice. Corect. Are 46, sunt toate de natură contractuală. Noi am făcut memorandum, dar pe mine mă interesează altceva. Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu memorandum. Mă interesează următorul aspect. Până la 31 decembrie, noi trebuie să dăm hotărâre de reorganizare și să-i luăm personalitatea juridică? Mie mi se pare că ar trebui să propuneți reorganizarea, așa. Adică dacă tot faceți reorganizarea aparatului propriu, că asta e speța doamnei de mai devreme, dacă face primăria reorganizare și preia acest serviciu, doamnă, contraziceți-mă, doamna Troacă, vă spuneți dacă greșesc. Da, deci dacă primăria face reorganizare și preia activitatea acestui serviciu, dacă primăria dă hotărâre acum, cu 31 decembrie, valabil cu 1 ianuarie. Cum mai reorganizează ulterior și serviciul public dacă ar trebui să-l preia acum? Asta era speța doamnei. Dumneavoastră
Doamna Ionescu, ce... Noi n-am dorit să-i preluăm, am dorit să funcționeze în continuare cu personalitate juridică, având în vedere că și activitatea este unică. Păi și cum salvați cele patru posturi? Putem, în, că intră în numărul UAT-ului această instituție, putem să mai înființăm posturi ca să ajungem la 51. Păi nu le înființați, le duceți de colo-colo. Luăm dintr-o altă instituție și le ducem în acea instituție, chiar păi, dacă cele două instituții au personalități juridice. Nu puteți să înființați, da? Dumneavoastră, când stabiliți numărul de posturi pentru fiecare entitate, cum faceți? Serviciu public numărul 1 are atâtea posturi, numărul 2 atâtea posturi și așa mai departe, corect? Prin hotărâre de consiliu, aprobăm organigrama și statul fiecare instituție care face parte din... Și atunci instituția asta care are sub 50... Da. Îi dați un număr de posturi de 50. Îi alocați ca număr de posturi, nu? Da, dar până la 31 noi nu avem efectiv ocupate. Cum să realizăm și asta? Nu avem efectiv ocupate. Pe ce ați făcut până acum, doamna Ionescu? Cum nu le-ați ocupat? Trebuia să le ocupați până acum. Așa cum vine următoarea întrebare. Acum se pot face transferuri? Acum se pot face transferuri, sigur că da. Dar pe posturile, atenție că pe posturile pe care le mai aveți, nu pe ale pe care trebuia să le desființați la 30 octombrie. Noi suntem numai pe numărul UAT, vorbesc acum, și care nu trebuie să le desființăm. Deci nu contează, dumneavoastră trebuia să desființați niște posturi vacante. Posturile vacante se desființează, așa îmi spune legea, începând cu data intrării în vigoare. Dar nu cele din UAT-uri. Vedeți ce faceți cu microfonul, vă rog frumos. Dar nu cele din UAT-uri. Noi suntem pe numărul de posturi comunicat de instituția prefectului, mai puțin cu 10%. Ne-a comunicat la 1 noiembrie numărul de posturi diminua cu 10% pentru UAT. Adică și atunci puteți pe acele posturi, puteți să faceți transferuri, da. Putem să facem pe posturile vacante existente la 30 octombrie. Exact. Asta zic, ce aveți, după intrarea în vigoare a legii, ce aveți vacant, puteți ocupa, da. Putem ocupa. Da. Revenind la această instituție, care are doar 46 de posturi, noi trebuie atâtea să dăm... prin hotărârea de Consiliu. Da, ne-a prins cu 46. Bun. Alocați din altă parte până la 50. Întrebare. Da. Alocăm și cum le ocupăm? Că cele două sunt cu personalitate juridică. Am înțeles, vorbim de instituțiile... Posturile astea, la data de 30 octombrie, cum erau? La instituția respectivă, care este sub 50, mai are libere și nu are nici 50, are 46. Rugăminte, doamna Mureșan, doamna Mușat, închideți-vă microfoanele. Îmi cer scuze, vă. Doamna Mușat, microfonul. Este greu să vorbim așa, sincer. Ok, doamna Ionescu, haideți să reluăm. Începând cu data de 1 iulie 2024, pot așa funcționa. Deci eu la 1 iulie 2024 văd ce situație am, da? Doar dacă am peste 50 de posturi, doar să aibă 50 de posturi și efectiv ocupate. Începând cu 1 iulie își pot desfășura activitatea doar dacă îndeplinesc următoarele condiții. Am înțeles. Și noi până atunci pentru această instituție, ce demersuri facem? Păi trebuie să vă gândiți dacă trebuie să o reorganizați sau nu. Și până când avem termen de reorganizare? Doamna Mușat? Doamna Mușat? Doamna Mușat? Doamna Mușat, cred că și-a dat, așa închis, nu ne aude, dar o auzim noi pe dânsa. Ok. La alineatul 7 spune că până la 31 decembrie noi trebuie să finalizăm procesul de desființare prin aprobarea. Conducătorii care au în subordine, inclusiv instituțiile. Da. Noi trebuie să dăm proiectul de hotărâre. Au obligația
cărora le sunt incidente prevederile alin 1, da, au obligația de a finaliza procesul de desființare, reorganizare, fuzionare sau transfer din activitate prin aprobarea noilor organigrame și acte de funcții. Regulamentul, da, numai procesul de desființare. Și atunci, care este noțiunea termenului de 1 iulie 2024? Da, doamnă, da, asta nu înțeleg nici eu. Noi îi stricăm până la 31 decembrie și ei, de când începem să aplicăm? Eu zic că de la 1 iulie 2024, dar puteți să aprobați măsurile până la 31 decembrie, da. Și măsurile stau așa? Și măsurile stau așa, devin aplicabile de la 1 iulie. Să dea Dumnezeu să ni se aprobe memorandumul și o învede ce o face. Și atunci o rezolvați așa. Da. Suntem în încurcătură. Doamna Simion, mulțumesc mult! Cu drag! Bună ziua! Bună ziua! Simion Mihaela, sunt din partea Societății de Transport București. Suntem operatori economici și dacă avem o întrebare, dacă articolul 37 aliniatul 7 se aplică și în cazul nostru în ceea ce privește funcția de șef birou. Șeful de birou nu mai poate să... Deci el nu mai există noțiunea de șef birou. Nu se procedează. Aici spune așa, stimată doamnă. Vă rog. Se organizează, deci organizarea de departamente, servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora. Indiferent, dacă spune indiferent de denumirea acestora. Dar îmi spuneți un pic ce ați, pentru situația punctuală a dumneavoastră, nu se aplică în mod corespunzător desființarea, abrogarea articolului care vorbește de funcția de șef birou? Noi suntem operatori economici. Am înțeles asta. Și la operatorul economic nu se precizează în clar ca la funcția publică, adică desființarea postului de șef birou și inclusiv birourile. Da, e un pic mai mult decât asta. Adică aici îmi spune mie, textul de lege îmi spune că nu mai există, se abrogă noțiunea de șef de birou. Nu se desființează neapărat funcția în momentul ăsta, ci ea se reorganizează, dar nu mai există ca și text. Da, și asta vă întrebam, dacă ați observat cumva, pentru că na, pe agenții economice este un pic mai specific. Deci, nu se precizează. Nu se precizează în clar ca la funcția publică, ca la funcționarii publici, unde clar se spune și ce se întâmplă cu ei, că funcția se transformă, se poate transforma fie în execuție, fie în funcție superioară și în serviciu, dacă îndeplinești condițiile de 10 plus 1. Bun, îmi spuneți, vă rog, care este textul articolului și verific și eu. Articolul 37, aliniatul 7. Bun. Haideți că revin eu la dumneavoastră, poate dacă nu până la sfârșitul zilei de astăzi, mâine, în întâlnirea de mâine. Și... Da, și mai aveam o întrebare, deci asta legată de funcția de șef birou și birourile, că noi avem structuri, instituția fiind foarte mare, sunt multe structuri de birou sau ateliere care sunt prin asimilare șefului de birou, care au 10 plus 1, se numește funcția de șef atelier, de exemplu. Da, sau da, șef da. Sunt mai multe denumiri de compartimente. Să nu greșim, stimată doamnă. Am să verific și revin la dumneavoastră cu un răspuns. Da, vă rog. Și mai avem o întrebare. În cadrul structurii organizatorice avem așa, la resurse umane, de exemplu, avem șef serviciu care are în subordine 4 birouri. Fiecare birou cu câte 10. Bun. Și altă speță în care avem un serviciu, un șef de serviciu, cu un singur birou în subordine. Bun. Deci biroul întrunește 10 plus 1, avem la birou 10 plus 1, dar deasupra lui e coordonat de un șef serviciu. Am înțeles, pe în această situație ați putea aborda așa, că toate birourile se transformă în servicii și dispare postul de șef serviciu. Deci, sunt sigură că șeful de birou nu mai doamnă să-i da. Mă auziți? Da, 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 vă aud sigur că da. Deci asta ar fi o variantă. Sau varianta cealaltă, sigur, în care dispar posturile de șef birou și rămâne doar postul de șef serviciu. Dar trebuie să fim foarte siguri că chestia la operatorii economici dacă se aplică cu șeful de birou. Că exact. Sunt 50 asta, de posturi asta la noi. O să aflăm și vă dau răspunsul. O să intervin. Se aplică dacă ne uităm la articolul 13.
La articolul 13 din măsuri de disciplină economică financiară, aia care se aplică la noi, la ei, da, este capitolul 4, zice că se aplică și lor. Deci tot agenților economici se aplică și dispozițiile articolului, da, 17 cu B. Se aplică, deci, prevederile prezente legi referitoare la măsurile de disciplină economico-financiară se aplică în trei categorii. La A suntem noi, la B sunt operatorii economici, respectiv regiile autonome, înființate de stat și așa mai departe. Deci dacă se aplică și agenților 13 a zis? 13 cu B. 13 cu B. Agenții economici sunt la capitolul 4. Noi suntem la capitolul 3. Și la capitolul 3 se menționează că tot ce scrie aici se aplică și lor. Noi așa am înțeles. Haideți că ne mai uităm o dată și mai reluăm discuția asta mâine. 23. 23. Alineat 1. Alinea 2, pardon. 23. Ce alinea? Domnul Surugiu, articolul 23, ce a alineat? Nu, acela, scuzați, mă uitam la eu, la altceva. Doamna, să ne spunem. Bun, revenim la discuția cu agentul economic într-un alt moment. Vreau să am textul în față, să-l citim cu atenție. Da? Vă rog mult, doamna Simion, revin la dumneavoastră. Mulțumim. Cu plăcere. Doamna Suru, vă rog. Bună ziua! Ați spus ca și etape de implementare a legii 296. Prima dată, desfințarea posturilor vacante la... Mulțumesc că m-ați adus pe calea pe care propusesem la începutul zilei. Da, așa. Cea de-a doua, desfințarea funcțiilor de șef birou. Dar dacă acestea sunt vacante, avem vreo șansă să nu dispară, adică să le transformăm în funcții de execuție și totuși să nu dispară? Bun, acum, șeful de birou, dacă este vacant, la momentul 30 octombrie, da, se desfințează ca vacant, nu ca șef ca birou. Vacant. Am înțeles. Încercați să sper. Da, și atunci el îmi diminuează numărul de posturi. Da. Dacă era ocupat cu caracter temporar, îl salvam de la tăierea lui ca post și puteam să-l stabilesc ca orice ulterior, să-l transform în orice. Da? Dar dacă el era vacant, îl desfințez pentru că el era vacant. Da. Și legat de preaviz, ca orice preaviz, adică știm că termenul este 30 de zile, dar totuși termenul maxim de implementare a noi structuri, așa, va fi de aprobare, va fi de 31 decembrie. Da. Eu, dacă ne uităm cu atenție, acolo îmi spune că măsurile vor fi aprobate sau adoptate. Nu spune vor fi aplicate până la 31 decembrie. Eu de asta m-am legat, sincer. Și asta a fost soluția pe care am găsit-o eu pentru mine, astfel încât doar să-mi aprob măsurile, respectiv să trec prin procedura de modificare a hotărârii de guvern, pentru că instituțiile centrale, marea lor majoritate, vor trebui să-și modifice hotărârile de guvern unde au stabilit numărul de posturi. Da? Și atunci, modificarea hotărârii de guvern, obținerea avizului ANFP și emiterea actului administrativ al conducătorului instituției de stabilire a structurii organizatorice să se facă până la 31 decembrie. Pentru administrația publică locală este evident hotărârea de Consiliu Local până la 31 decembrie. Da? Și atunci, dacă aceste măsuri sunt adoptate până atunci, eu zic că suntem în litera legii. Măsurile de reorganizare presupun evident și măsurile de preaviz, dar era aproape imposibil să treci prin acest proces până la 31 decembrie, în condițiile în care un preaviz pe funcție publică durează 30 de zile. Și de cele mai multe ori se prelungește, dar hai să zicem că nu luăm în discuție asta, luăm 30 de zile. 30 de zile de la 31 decembrie în urmă înseamnă 1 decembrie, grosso modo. Asta înseamnă că până la sfârșitul noiembrie ar fi trebuit să ai noua structură aprobată. Era imposibil în condițiile în care legea a apărut Da. Și atunci, independent de asta, oare ar trebui să acordăm acest preaviz pentru șefii de birou, care știm sigur că vor dispărea? Nu pot să acorzi preaviz. Preavizul este de-abia după ce aprob structura. Corect. Deci etapele procesului de reorganizare sunt: după ce m-am hotărât cum vreau să arate structura mea, da, demarez procedurile prin care mi-o aprob. Indiferent de situație, că am hotărâre de consiliu, că am hotărâre de guvern și act administrativ, ce am eu,
Da? În momentul, de la momentul la care structura mea devine funcțională și este aprobată, de-abia de atunci emit actele de preaviz. Am înțeles. De preaviz respectiv de numire. Dacă am, pentru că în aceeași instituție pot avea și situație de șef birou titular că mi-ai dau preaviz și situație de șef birou titular pe care îl numesc în postul de șef serviciu. Cu aceeași dată emit actele administrative pe ambele spețe. Da? Am înțeles. Bun. Ce trebuie să am eu în vedere aici este, încă o dată spun că trebuie aplicat 296-le întotdeauna coroborat și în paralel cu legislația specifică, codul muncii respectiv, codul administrativ, în funcție de situație. Și ce trebuie să mai am în vedere este că nu duc niciodată un om de pe un post pe altul, și vă rog să vă imaginați foarte multe ghilimele, în perioada de preaviz, decât prin modalitate de mutare, da? Sau în perioada de preaviz, când îi pun la dispoziție lista funcțiilor publice vacante corespunzătoare. Doar atunci el poate să meargă, să ajungă pe un alt post decât cel pe care este titular. Da? Iar lista posturilor corespunzătoare în caz de preaviz nu presupune niciodată o funcție superioară celei avute, ci presupune de la echivalent în jos. Așa îmi definește codul administrativ funcție publică corespunzătoare. Nu depășesc codul administrativ, nu depășesc nivelul echivalent. Da? Da. Mulțumesc. Cu drag. Doamna Lăsărescu, vă rog. Da, am scris și pe WhatsApp aceeași întrebare. Referitoare la legea 52 pe 2003, dacă este, cu privire la transparență, dacă este obligatoriu sau nu. Ce să fie? Este obligatorie punerea în... Este obligatorie respectarea dispozițiilor privind transparența. Este obligatorie, nu? Sigur că da. Bine. Sigur că da. Doamna Talpă, vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Nu știu dacă mă auziți. Suntem poliție locală cu personalitate juridică și stabilit prin OG 263 avem un post la 1000 de locuitori. Vroiam să vă întrebăm dacă noi intrăm pe acele excepții la posturile vacante, dacă trebuie să le desființăm sau nu, conform capitolului 17, articolului 17. Așa, și la care alineat v-ați gândit? Păi ne-am gândit noi, inițial ne-am gândit că nu trebuie să le desființăm. Pentru că am considerat că intrăm pe excepție. Care excepție? Asta vă întreb, pe care excepție? Cu administrația, cu unitățile administrativ-teritoriale. Păi nu sunteți. În acestora. Nu sunteți acolo. Deci nu intrăm pe această excepție. Nu intrați. Nu intrați. Poliția locală cu personalitate juridică nu intră pe excepții. Și nici faptul că suntem stabiliți prin noi, de instituția prefectului, avem o adresă prin care se spune că se stabilește un polițist la 1000 de locuitori. Nu, asta spune și în ordonanța 63, este modul de calcul, un polițist local la numărul de locuitori. Nu ne ajută nici asta. Am înțeles, deci noi va trebui să desființăm practic vacantele. Dumneavoastră va trebui să desființați vacantele ca toate celelalte instituții. Am înțeles. Am înțeles. Și doi, da, cred că la eliberarea din funcția șefilor de birou, noi o să-i, o parte din ei se vor duce în funcții publice de execuție. Se okay. emite preaviz. Da, când se emite preaviz. După aprobarea noii structuri. De la data la care noua structură intră în vigoare, trebuie să emiteți notificarea de preaviz. Am înțeles. Pentru titularii posturilor care se desfințează. În da. Perioada de preaviz, în funcție de regimul juridic aplicabil, omul ăla beneficiază de niște măsuri de protecție. Da, da, da. Da, da, da. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Doamna Micu, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Dacă se poate, aș dori și eu un pic o interpretare la articolul 26.
26. Da. Da. Cel cu norma de hrană. Da. Care spune că începând cu 1 octombrie 2023, ordonatorii de credite acordă obligatoriu lunar pentru personalul încadrat, ale cărei salarii lunare nete sunt de până la 8.000 de lei, inclusiv indemnizație de hrană. Deci eu am salariu în brut format din salariu de încadrare, spor de condiții vătămătoare și normă de hrană. Brutul eu, netul eu îl aflu la toate aceste elemente sau scot din calcul elementul norma de hrană? Articolul 18, da? O, da. 16 română, 18. Începem cu 1 octombrie, indemnizație de hrană. Pentru salariile lunare nete, acum dacă ne ducem pe definiția din 153-a salariului, e o întreagă discuție aici, dacă luăm în calcul și alte drepturi salariale sau nu luăm în calcul și alte drepturi salariale. Din interpretarea pe surse, aș putea spune așa, m-am consultat și eu cu colegii din instituțiile îndrituite, nu se ia în calcul norma de hrană la stabilirea salariului net. Putem să facem ceva și înscris undeva ca să putem să ne legăm de lucrul ăsta? Doar la Ministerul Muncii, ca și poate interpretat. La Ministerul Muncii, da, poate la Ministerul Muncii. Ok, că noi așteptăm un punct de vedere. Există o rectificare a legii. Au mutat virgula. Au mutat virgula, dar când spune net, netul este salariul rezultat în urma tuturor elementelor după care scad. Nu confundați salariul net cu veniturile nete. Conform legii 153. Nu, de asta trebuie să ne ducem pe definiția salariului. Până, doamnelor. Nu vă auzim, nu știu cine. Ai, da. Doamna Dude, vă rog, așa, microfonul. Doamna Ionescu, închideți-vă microfonul, mulțumesc. Așa, acum cine vorbea? Care dintre doamne vorbea? Că nu mai știu. Micu Elena. Vă rog, doamna Micu, vă ascult. Și vreau să vă mai întreb. După aia spune și la sporul de condiții vătămătoare, că este un următorul articol, să zic. Da, sporul de condiții vătămătoare, la fel. Maxim 1.500 de lei. De când se aplică acest lucru? Nu putem să-l aplicăm de la retroactiv. Este evident că nu putem să-l aplicăm retroactiv. Este de la data intrării în vigoare a legii. Dacă vă uitați pe decizia curții referitoare la constituționalitate, o să vedeți că unul dintre argumentele pe care le-a avut în vedere curtea, să citiți un pic dispozitivul, da. Și o să vedeți că vă și spune că nu poate intra în vigoare înainte. Nu putem să aplicăm de la 1 octombrie în condițiile în care legea a fost publicată în 30 octombrie, a intrat în vigoare în 30 octombrie. Păi și o aplic din 30 octombrie sau o aplic din 30 octombrie. Octombrie, da. Mulțumesc. Dacă vă uitați și Curtea Constituțională a spus același lucru. Am citit Curtea și... Doamna Mureșan, vă rog. Nu vă auzim, doamna Mureșan. Auzit? Încerc scuze, revin iarăși la posturile și la 296. Este vorba de un șef birou temporar vacant, care nu are structură de serviciu susținută în momentul actual și se dorește trecerea în subordinea altei structuri, tocmai pentru a-și asuma cineva că nu s-a dorit nici ocuparea temporară de către colegi. Deci n-am putut să-l ocupăm prin promovare temporară. Și... Mai spuneți-mi, vă rog, aveți un șef de birou vacant? Temporar vacant. Temporar vacant pentru că titularul este în creștere copil. Ok. Nu are structură de serviciu la momentul acesta. Da. Și nu se dorește să fac structură de serviciu pentru că îl dorește trecut în alt serviciu, cumva. Ok. Adică trebuie reorganizată structura acelui birou în altceva. Da. Deci e în compartiment, să zic. Bun. Și ce fac cu postul fiind temporar vacant? Nu, postul dumneavoastră nu-l mai luați în calcul ca fiind post de șef birou, dar toată partea de preaviz o realizați în momentul în care omul se întoarce. Doar când se întoarce? Da, păi nu puteți. În perioada concediului, da. În perioada creșterii și îngrijirii copilului, suspendării raporturilor de muncă,
Nu puteți să încetați. Și știu că nu pot înceta, nu pot modifica. Dar eu desfințez postul că s-a desfințat absolut prin... Acolo pe codul muncii, dacă nu mă înșel, există o reglementare conform căreia dacă intervine în perioada de suspendare un motiv de încetare de drept a raportului de serviciu și cred că e și pe codul administrativ. Aceasta prevalează cu excepția situațiilor prevăzute la articolele. Trebuie văzut dacă acolo vă încadrați. Este funcționar public sau este pe codul muncii? Funcționar public. Este funcționar public. O să mă uit un pic în codul administrativ. Pentru că nu dorește nimeni ocuparea temporară, promovare, pe funcție să-și asume, adică să semneze peste de verificat și atunci a luat decizia să-l desființăm, îl trecem în subordinea arhitectului șef, spre exemplu, și nu facem serviciu, deci nu susținem funcția. Dacă are cineva codul administrativ deschis, să se uite un pic la articolul, care cred că e pe 513 sau 500, acolo la suspendare, unde îmi spune că pe perioada suspendării raportul de serviciu nu poate fi modificat și nu încetează decât cu acordul bla 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 și pe urmă vine și punctează chestiunea asta dacă în situația pe perioada suspendării intervine o situație de încetare de drept, aceasta prevalează cu excepția situațiilor prevăzute la articolul 519, dacă nu mă înșel, să vedem un pic. Deci la 513. Cred, nu știu, la articolele cu suspendarea. Până căutați dumneavoastră, îl rog pe domnul Boros să ne spună ce problemă are. Mai aveam o întrebare. Scuzați-mă. Vă rog, doamna Mureșan. În situația în care se aprobă în decembrie, spre sfârșit ești ședința de Consiliu, da? Se aprobă organigrama și... E la 512. Imediat, domnul Surugiu. Da, doamna Mureșan, vă rog. Se aprobă spre sfârșitul lunii, da? Eu trebuie să-i numesc în noile structuri și să-i notific. Zice în 296 că șefii de birou își păstrează drepturile și obligațiile până la aprobarea noilor structuri. De acolo încolo, ce fac cu salariile lor când preaviz? În preaviz, omul în preaviz își păstrează funcția și salariul. El exercită postul de șef birou până la finalizarea perioadei de preaviz. Nu avem o problemă aici. Deci eu dacă îi dau decizie, să zic cu 25 decembrie, 25, 21 decembrie se aprobă, fac demersurile preavizul și până se încheie preavizul țin pe salariul de șef. Deci aici revin la problema ridicată de colega noastră care a întrebat care este sancțiunea. Pentru că dacă mă întrebați pe mine, 31 decembrie 2023 ar trebui să fi fost finalizată reorganizarea, astfel încât de la 1 ianuarie să nu mai folosesc postul de șef birou și să intru pe noua structură organizatorică așa cum am aprobat-o eu. Ceea ce este absolut imposibil, pentru că este evident că în 2 luni de zile nu puteai să faci o reorganizare de amploare asta și de anvergură asta. Și atunci, da, aprobăm măsurile până la 31 decembrie, cu 1 ianuarie dăm preaviz și funcționăm așa până când se finalizează perioada de preaviz. Deci în continuare cu salariul respectiv. Da. N-aveți ce să-i faceți. În perioada de preaviz omul este titular de funcție. Da, știu și se păstrează toate drepturile și obligațiile. Și prestează activitatea. Activitate, da. 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 Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Da, domnul Boroș, vă rog. Exact aceeași întrebare care a pus-o colega Mureșan am avut-o și eu. Deci vor fi retribuiți și în ianuarie și posibil și în februarie ca și șef de... n-ar trebui să vă mai duceți în februarie. De ce? Conform contractului colectiv individual de muncă are preaviz 45 de zile dacă bine... Am înțeles. Scuze. În situația asta în care în contract e un alt preaviz, da. Corect. Și atunci dacă ne vine aprobată structura în decembrie... În momentul ăla facem preavizul și... Exact. Și curg termenele de preaviz exact așa cum este în legislația aplicabilă, de la caz la caz. Mulțumesc mult, Sărmâna. Cu drag. Domnul Surugiu, ia ziceți. Da, nu, vreau doar să vă reiterez faptul că era, să zic așa, oportună incidența articolului 512 la ceea ce spuneați dumneavoastră. Așa, citiți un pic, vă rog, că nu l-am în față. Citiți-mi un pic. Putem. Deci avem așa, la articolul 512, alineatul 3, pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcționarilor publici nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa sau cu acordul funcționarului public în cauză.
iar la alineatul 5, prin excepție de la dispozițiile alineatului 3, în cazul în care în perioada suspendării raportelor de serviciu intervine o situație de eliberare din funcția publică prevăzută la articolul 519, alineatul 1, literele A, B sau D, cauza de eliberare din funcția publică prevalează. Bun, haideți să vedem ce e la A, B sau D, 519, A, B, D, ce reprezintă. Da. Instituția așa desființată nu există, nici A, nici B. Aia e cu instituția care se desfințează și cu schimbă locul. Da, da, da. Ce e D-ul? Deci ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția publică, deci ocupată de către funcționarul public a unui funcționar, deci eliberat nu e cazul. De legal. Da, nu e cazul aici. Nu e cazul. Și nici A și nici B. Da. Nici A și nici B. Alte situații. Cum ziceți? Să vedem alte situații. La alineatul 4, prin excepție tot așa de la prevederile alineatul 3, în cazul în care în perioada de suspendare a raportelor de serviciu intervine o situație de încetare de drept a raportelor de serviciu, cauza de încetare de drept prevalează. Deci, cu alte cuvinte, și la cam în orice situație, văd eu, ar prevala. Mai ziceți o dată, încetare de drept, nu eliberare. Da. Vedeți că asta e o situație de eliberare, atenție. Nu e încetare de drept. Da, 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 o situație de încetare de drept. Încetare de drept nu e eliberare, dacă vă duceți pe textul de lege la modalitate. La 519, da, mă rog, eliberarea. 519 este doar eliberarea, încetarea de drept e altceva, este decesul, e pensionarea, Corect. Da, aia este încetare de drept, condamnarea definitivă pentru o faptă penală, astea sunt încetări depinde, de drept. Da. Astea prevalează, dar noi ne aflăm în situație de eliberare. Adică este doar alineatul 3 ce aș citi dumneavoastră prima dată. Dar în situația în care colega este de acord, nu dorește. Asta e altceva. Trebuie să-i cer acordul și să încetez, adică să o eliberez din funcție fiind temporar vacant, cum? Că este suspendat. Păi nu, doamna nu poate să-și înceteze decât să fie să-și ceară. Și eu cu postul ce fac? Nu-l mai țin în organigramă. Dumneavoastră îl puneți ca o notă de subsol postul ăla până la revenirea titularului. Partea dificilă va interveni atunci când se termină perioada de suspendare. S-au împlinit 2 ani de suspendare, doamna revine la serviciu și trebuie să-i dați notificarea de preaviz. Practic o lună de zile persoana ar trebui să vină la serviciu și să facă treabă. Pe care poți face treabă? Că nu mai are postul de șef birou. Acolo intervine un pic greutatea. Deci, fie doamna este de acord cu o mutare pe o funcție publică de execuție și își dă acordul pentru astfel de modificare a raportelor de serviciu și atunci ieșiți din orice fel de dubiu, postul rămâne vacant și îl desfințați ca atare, fie la momentul revenirii din suspendare, vedeți cum o tratați la momentul. Cine având structura în subordine de șef serviciu, tot... Cum șef serviciu? Șef birou. Păi da, normal, neavând posturile ca să-i se facă șef serviciu, șeful de birou fiind desființat, atunci îi pun la dispoziție o funcție. Îi puneți la dispoziție ce aveți în momentul respectiv, vacant corespunzător. Evident că nu mai puteți să-i pune șef de birou. Adică îi puneți tot execuție. Da, cam asta ar fi soluția. Și ulterior vedem... Da. Bine, mulțumesc frumos. Plăcere. Doamna Coprean, vă rog. Imediat să-mi deschid. Așa. Aș reveni acum totuși că n-am înțeles bine. Deci, instituțiile de cultură care intră pe aliniatul, pe reducerea de 10% la noi. Așa. Deci, și nu îndeplinesc condiția de 50 de posturi ocupate. Aia pe articolul... Una e pe articolul 17, una e pe articolul 29. Da, 29, da. Intrăm o dată cu prima reorganizare pe articolul 17, da? Și tăiați vacantele. Exact, să tăiem vacantele, să ne încadrăm în... Și nu avem aici la vacante, instituțiile de cultură nu intră pe excepție, da? Domnul Manea, să vă opriți microfonul, vă rog. Așa. Bun. Așa. Deci, da, facem reorganizarea, să zic așa, facem analiza, după care sunt mai multe care nu se încadrează pe articolul 29, cu acele 50 de posturi efectiv ocupate
și au, cum să zic, atribuții similare, cum ar fi, de exemplu, avem trei muzee, dintre care două nu se încadrează și atunci ele ar trebui comasate, să zic. Corect. Dumneavoastră considerați pe articolul 10 că sunt exceptate definitiv de la Pe această alineatul taxare? 10, pe alineatul 10, da? Da. Alineatul 10 îmi spune așa, că sunt exceptate de la prevederile alineatului 1. Care ce îmi spune? Alineatul 1 îmi spune că începând cu 1 iulie 2024 mai pot desfășura activitatea doar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Da, ele nu îndeplinesc. Da? Ele nu îndeplinesc, Dar dar sunt ele exceptate. sunt exceptate de la aplicarea alin 1, deci practic nu îi se aplică acest articol cui? Instituțiilor publice din domeniul culturii de Ne interes incluzi județean și județean. local, precum și instituțiile publice din domeniu. Deci, practic, Bun. acestor instituții care se identifică pe alineatul 10, nu îi se aplică alineatul 1. Deci le lasă Niciodată. în pace. Sau mă duc la alineatul 11, care îmi duce termenul la 1 ianuarie 2025. Sau sunt exceptate numai de la reorganizarea până la 1 iulie 2024? Deci alineatul 11 îmi spune așa, prin excepție de la termenul prevăzut la 1, care înseamnă 1 iulie 2024, pentru instituțiile, entitățile publice, inclusiv cele din domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale, culturii, precum și în alte domenii pentru procesul de comasare de desființare, este data de 1 ianuarie 2025. Eu cred că acest articol este mult mai, acest alineat este mult mai general decât alineatul 10, care vorbește despre instituțiile publice din domeniul culturii înființate ca urmare, nu, din domeniul culturii de interes județean și local. Mie mi se pare că Deci în cultură, în cuvântul ăsta cultură, de la alineatul 11, intră altele, altele, exact, nu acestea. exact, nu cultura de la nivel județean. Mi se pare că alineatul 10 este foarte specific. Pe noi ne-a derutat faptul că și la 10 și la 11 sunt menționate instituțiile aprobate prin memorandum. Și Știți atunci... ce, știți unde cred eu că se aplică 11-le? Iertați-mă. De exemplu, mi se pare că articolul alineatul 11 se aplică la direcțiile județene pentru cultură. Da. Sunt instituții foarte mici, structuri foarte mici, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și care probabil că vor trebui să fie reorganizate prin fuzionare sau transfer până la 1 ianuarie 2025 și aici va trebui Ministerul Culturii să intervină cumva pentru ele. Cred că la asta se referă. Da, dar trebuia să zic că e mai clar. Și asta e. Vă zic, pe noi asta ne-a derutat faptul Cu că memorandum. la sfârșitul de alineatul 10 și în alineatul 11 se referă la acele instituții aprobate prin memorandum. Deci clar că sunt exceptate de la 1 iulie 2024 și duse, dacă se aprobă prin memorandum, până la 1 ianuarie 2025, și am crezut că la fel se aplică și aici. Da, eu cred că 10-le este punctual pentru cele de la local și județean și sunt exceptate cu totul și, într-adevăr, precum și orice alte instituții exceptate de la termenul prevăzut, de la termen. Da. Dar unul se referă la reorganizare și Și articolul altul 11 la la termen. termen. Și Exact. aici ai confuzia. Da, corect. Alineatul 10 exceptează de la aplicare. Da. Pe când alineatul 11 doar de la termen. Bun. Și atunci ce să înțelegem? Că de fapt sunt aplicate, Eu zic sunt că ex instituțiile publice din domeniul culturii de interes județean și local sunt exceptate total. Total, definitiv. Adică de la aplicare, scuzați-mă, de la aplicarea alineatului 1. Da. Adică nu verifici cele 50 de posturi. Nu verifici îndeplinirea cumulativă a celor două condiții. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc. Cu drag. Doamna Roman, vă rog. Voiam să vă întreb, posturile de șef birou sunt trecute pe funcții de execuție sau pe funcții de șef serviciu secție, dacă este cazul, dar
Nu trebuie neapărat să le pun pe posturi vacante. Îi pot transforma postul de conducere în postul de execuție corespunzător studiilor. Doamna Comrean, să vă opriți microfonul, vă rog. Doamna Roman, nu. Vreau să fac, să punctez ceva aici. Nu poți să le duci pe posturi vacante. Deci nu este valabilă o abordare de genul. Eu sunt șef birou. Da. Nu am norma de structură, dar am un post de șef serviciu vacant care îndeplinește norma de structură și eu mă duc acolo. Nu există așa ceva. Varianta pe care o prevede legea este următoarea. Eu sunt șef birou, constat că am normă de structură de serviciu, respectiv am 10 posturi de execuție plus un post de conducere și atunci la reorganizare stabilesc postul meu ca fiind de șef serviciu. Și pe mine mă numește în șef serviciu, da? Să discutăm despre ce fac cu postul lui în condițiile în care nu am destui angajați în subordine să-l fac șef serviciu unui birou care nu are un număr de 10 posturi de execuție. Asta mă întrebați, da? Da. Acesta se reorganizează în